Domnule Filat, bună ziua! Bună ziua! Trebuie să spun că am așteptat mult, mult timp ca să putem realiza acest interviu. L-am așteptat întreaga societate încă din momentul în care dumneavoastră ați făcut ultima declarație care ați făcut-o în Parlament, atunci pe 15 octombrie 2015. Și de ce am așteptat? Pentru că atunci ne-ați promis că dacă vorbiți, va sări totul în aer. Din păcate, n-ați vorbit până acum. O să vă întreb de ce n-ați vorbit. Unele lucruri, unele argumente sunt la suprafață, altele poate că nu și o să ne spuneți dumneavoastră ce. Dar în primul rând vreau să vă întreb dacă lucrurile celea despre care ați vrut să ne spuneți atunci, în 2015, mai sunt în stare să sară totul în aer. Deci mai sunt de așa natură ca să arunce totul în aer. Eu nu știu cât ați așteptat noastră, eu am așteptat exact 45 de luni. Este o perioadă de timp, vreau să mă credeți, lungă de timp, mai cu seamă dacă ești în singurătate, în celulă, dar probabil așa trebuie să fie. Revenind la acel discurs, nu am avut posibilitatea și vă mulțumesc pentru că îmi oferiți această posibilitate și am ținut neapărat să vă vorbesc dumneavoastră în primul meu interviu. În acea declarație a mea, care cu certitudine a fost o doză enormă de emoție, eu am spus lucruri mult mai importante decât faptul că voi declara și va sări societatea în aer. Ori dacă este să ne uităm foarte atent, putem vedea că ceea ce am spus eu s-a și întâmplat. Da. Mai devreme, mai târziu, dar s-a întâmplat. Expresia mea, sigur, ea putea fi luată direct, ca sens, dar în ea se putea conține și, dacă vreți, o acumulare de energie și de lucruri care s-au întâmplat și nu au fost vorbite în societate, pe care eu am dorit să le spun. Oricum, fără declarațiile pe care am spus eu că le voi face, totul a sărit în aer. Deci noi nu mai avem acea clasă politică, la clasă politică mă refeream atunci, acea clasă politică nu o mai avem în Republica Moldova, fiind la guvernare, unii sunt fugiți, dar cred că oricum sunt în așteptare, în speranța că se va avea o oportunitate să se întoarcă. Alții vor încerca cu siguranță să se conformeze. Eu lucrul ăsta îl cunosc foarte bine, că am fost... Să se conformeze? Sigur, și să demonstreze utilitatea lor. Noi guvernări spun asta, repet, pentru că am o bogată experiență în acest sens. Am fost jertfă și nouă dată acestor conformiști și acestor așa numiți specialiști veșnici și foarte utili. Însă eu cred că trebuie să dau o explicație. Ce am vrut să spun și de ce n-am vorbit? Da. Pornind de ce n-ați vorbit? Pornind de la așteptare. Nu, cred că... Bun, de ce n-am vorbit? N-am vorbit din simplu motiv că nu am avut posibilitatea. Și când vorbesc că nu am avut posibilitatea, mă refer la posibilitatea fizică, directă. Bun, trebuie ca să fim sinceri, de cel puțin câteva luni ați fi putut avea această posibilitate? De câteva luni deja nu mai era cazul. De câteva luni lucrurile deja erau clarificate și rezolvate. Însă, la început, după încarcerarea mea, eu gândeam că transmit mesaje și încep să comunic. Doar că această comunicare se lovea într-o, în primă instanță, într-o cenzură și după care într-un blocaj direct. Deci ceea ce trimiteam eu prin așa numitul avocat Igor Popa, ori nu ajungea acolo unde transmiteam eu mesajele, ori ajungeau în primă instanță la GBC, ori un al treilea model de a stopa mesajele mele cu argumentările de rigoare înainte de a transmite mesajul, că nu trebuie să se ia în serios ceea ce transmit eu, fiindcă am o anumită stare și tot așa mai departe.
O să vă rog mai mult vis-a-vis de acest personaj astăzi să nu vorbesc, fiindcă nu aș vrea să-i fie dedicată lui această emisiune. Și eu doar am să vă întreb dacă ați fi avut un alt avocat, un alt apărător, dacă credeți că lucrurile ar fi fost diferite. Dacă aș fi avut un avocat. Da. Pentru că avocat presupune un om care își apără clientul, dar nu interesele cuiva și în primul rând interesele sale, în primul rând cu caracter pecuniar. Dacă aș fi avut un avocat, în primul rând, nu aș fi fost izolat. Mă refer la o izolare totală în plan extern și, desigur, în plan intern. Ei nu au urmărit arestarea mea. Ei au urmărit eliminarea mea din activitate politică, în rezultat eliminarea Partidului Liberal Democrat, pentru a prelua puterea în întregime în Republica Moldova. Nu cred că va fi o declarație tare, însă atâta timp cât eu am fost la libertate, recunosc foarte multe concesii și compromisii care, în primul rând, le-am făcut cu propria mea conștiință, nu le-am permis acest lucru. Au fost derapaje, au fost lucruri grave care s-au întâmplat, dar nu până într-acolo unde s-a ajuns. Și revenind la întrebarea de când, dar cu certitudine, atunci când am constituit în ședință de guvern comisia specială, probabil cuvântul special e prea mult spus, dar comisia guvernamentală pentru a clarifica situația pe piața media din Republica Moldova. Asta a fost în 2010? Asta a fost chiar în 2009. Chiar în 2009? Asta chiar a fost de la început, deoarece noi am avut anumite angajamente și noi am mers în realizarea lor. Din păcate nu am avut cadență până la sfârșit să le implementăm. Atunci, în ședința guvernului, a venit doamna Cărare, dacă nu mă înșală memoria, așa îi zicea doamne, Iurica, da. Și-a prezentat care este situația pe piața de publicitate în Republica Moldova. Era foarte simplu să vezi că era monopolizată și ducea în proporție de peste 80% către instituțiile media controlate de către Plahotniuc. Atunci el nu era politician. Eu insist să spun că el niciodată nu a fost politician, dar atunci nici nu avea pretenții, credeam eu. Comisia a fost instituită, președinte al comisiei a fost numit Alexandru Tănase, ministrul justiției. Din păcate, acea comisie a murit rapid, a avut loc doar o ședință și atunci am primit primul mesaj, indirect, este adevărat, că dacă eu cred că voi face așa din capul meu totul în țara asta, atunci greșesc bani și voi primi răspuns. Mesajul a venit de la Vlad Plahotniuc sau prin intermediari? Am spus indirect, nu de la dânsul direct, el nu îndrăznește să vorbească cu mine asemenea lucruri direct. Cât de groaznic nu dorea el să apară și cât de multe povești nu s-au vorbit despre el, făcând trimitere la anumite discuții mai puțin publice, vreau să spun că el nu îndrăznește să vorbească cu mine cu o tonalitate sau transmis mesaje directe. Mai mult pe atât, el niciodată nu acționa direct. Călos, ascuns și, eventual, înainte de a acționa, jurându-se pe copiii dânsului, așa, într-o manieră caracteristică lui. Da. Pe Alexandru Tănase, atunci l-ați pierdut? Cred că da. Din echipă? Cum? Cred că da. În primul rând, dacă este să vă spun de ce îmi pare rău din echipă că l-am pierdut, dacă spui că l-am pierdut că a plecat, este anume Alexandru Tănase. Și poate pentru unii va fi straniu ce spun acum, dar eu vă promit că voi fi foarte sincer în această emisiune și nu doar în această emisiune. Doar că vina mea aparține probabil în mare parte mie. Trebuie să am mult mai mare grijă de relația noastră. Pentru că la noi relația nu era doar președinte partid și prim vicepreședinte partid, prim-ministru, ministru de justiție. Am făcut studenția împreună, am fost într-o campanie foarte și foarte interesantă. Mă refer la alegerile pentru funcția de primar general. Eu personal țineam mult la dânsul, ca om, ca și profesionist și gândeam atunci ca și caracter.
Dar vă spun, recunosc că mare parte vina mea aparține mie, trebuia să îngrijesc această relație. Ce? De ce credeți că a făcut ce a făcut Alexandru Tănase? Probabil, în primul rând, s-a simțit îndepărtat, s-a simțit izolat și, încă o dată spun, vâltoarea evenimentelor care era nu mai permitea comunicarea atât de intensă care a fost până la... Eu mi-amintesc ce spunea Alexandru Tănase într-un interviu în momentul în care a anunțat că pleacă din partid. El a zis așa, Vlad Filat este un palmier. În umbra lui nu poate crește nimic. Alexandru Tănase a avut sub palmierul numit Vlad Filat posibilitatea să facă orice. Pentru ca să crească eu la asta și mă refer, pentru că a făcut altceva care eu nu m-am așteptat, dar s-a întâmplat. Nu mă refer doar la acel proiect de lege care viza schimbarea legii cu taxa de stat. Ajungem să vorbim despre asta. Că e un subiect tare important. Anticipez, dar să aveți în vedere că eu sunt nevorbit de foarte mult timp. Da. Și dacă o să fie cazul, să mă opriți. Dar dincolo de a crește, dânsul avea o obligațiune pe care și-a asumat-o nu în fața mea și nici măcar în fața partidului, în fața oamenilor. Să asigure implementarea unei reforme a justiției din Republica Moldova după guvernarea comuniștilor, în urma căreia oamenii să aibă o justiție care face dreptate în țara asta. Și nu cred că din cauza că eu i-am încurcat sau din cauza mea nu a realizat această reformă. Bun, dar animozitățile dintre dumneavoastră și dumnealui n-au pornit de la... Nu, n-au fost. De la reforma care nu se producea așa de rapid cum se dorea. Discuțiile acest subiect au fost, dar nu au fost unele ascunse sau prin șoșoteli. Noi am avut discuții multiple la acest capitol, nu doar în Republica Moldova. Am avut discuții foarte sincere cu prietenii noștri din afară. Ori, după o anumită perioadă de timp, să nu uităm că deja vorbim de plecare, era 2011. Era o perioadă de timp suficientă în care să se fie produs ceva. Ce s-a întâmplat cu Alexandru Tănase? El a plecat pentru că a simțit că l-ați uitat. S-a simțit neobservat de dumneavoastră. S-a dus să se răzbune, a fost cumpărat. Ce s-a întâmplat cu Alexandru Tănase? Nu cred că o parte din cele pe care le-a spus dumneavoastră sunt motive. Ori un om ia anumite decizii pornind de la ceea ce vrea să facă dânsul. Eu cred că el a fost convins să plece. Să nu uităm că nu a plecat de unul singur. Imediat după dânsul a mai plecat un prim vicepreședinte partidului. Domnul Godea. Da. Domnul Godin. Deci, acum consiliera domnului Filip până nu de mult. Da. Aici este mult de spus, dar mă rog. Deci eu cred că plecarea domnului Tănase și a lui Godea a făcut parte din acel scenariu despre care vorbeam, în primul rând de slăbirea mea, pentru că exista o stare, nu vreau să revin la Miorița, dar exista o stare nesănătoasă în coaliție, având în vedere că era o disproporție totuși vis-a-vis de ponderea sprijinului popular exprimat în 2010 în alegerile parlamentare, noi fiind cu 32 de deputați în Parlament, dânșii, mă refer la democrați și liberali, împreună doar 27. Și încercarea asta de a slăbi într-un fel, de a nu permite ca cineva să se manifeste mai mult sau să aibă succes mai mare, să mai discuta despre faptul că despre încercarea de a acumula toate beneficiile unei guvernări și așa mai departe, cred că s-a încadrat anume în acest scenariu. Ori, eu cred că nu-i cazul să vorbim despre o persoană sau altă. Acest lucru s-a întâmplat cu foarte mulți oameni în Republica Moldova, care noi îi vedeam ca fiind cu caracter, fiindu-i foarte și foarte buni profesioniști, principiali, și la un moment dat i-am văzut slujind unui regim. Majoritatea consilierilor sau sfetnicilor mei, mai puțin publici,
care de fapt erau cei mai mari luptători cu Plahotniuc și cu ceea ce reprezintă sistemul ăsta lui, după arestarea mea, care imediat, care pe parcurs, s-au regăsit muncind de partea cealaltă, vorbind lucruri diametral opuse. Dar de ce, domnule Filat, s-a întâmplat așa? Nu știu. Oamenii s-au schimbat? Nu. Sau așa era, de fapt, factura lor inițial și pur și simplu dumneavoastră ați atras genul ăsta de oameni oportuniști? Dumneavoastră, dacă vă... Dacă... Știți că ați fost, vi se imputează, da? Faptul că oamenii sinceri i-ați ținut totuși un pic mai departe, oamenii devotați. Care sunt acești? Nu, n-au mai rămas câțiva care au fost cu dumneavoastră și care n-au trădat până la urmă. Au avut probleme, au avut dificultăți, dar au rămas, au rezistat până la sfârșit și au terminat mandatul și au plecat acasă. Poate unii care au meritat să fie mai aproape de mine au fost mai departe. Foarte mulți care n-au meritat să fie aproape de mine au reușit să fie alături de mine. Dar nu sunt, dacă discuția încearcă să fie dusă în direcția că doar eu am atras oportuniști, este o mare greșeală. Nu, ei se duc peste tot. Deci ei cumva sunt atrași peste tot. Nu se găsesc un partid politic din care nu au plecat, fie din oportunism, fie din slăbiciune, fie din multe alte motive care vor fi invocate. Și o să vedeți în perioada care urmează câți oameni forțați, chinuiți și impuși pentru a lua anumite decizii au fost în acea perioadă de timp. Ori nu cred. Și o să vă spun de nu ce. Nu credeți în sinceritatea ce vor spune ei acum? Nu că nu cred în sinceritatea lor. Eu sunt sigur că mulți oameni chiar au fost impuși și n-au avut alternativă. Dacă este să ne referim la cei care au trecut de la un partid la altul, ori în cazul Partidului Liberal Democrat din Moldova, nu putem vorbi câți au trecut, putem să vorbim câți au rămas. Același lucru s-a întâmplat și cu Partidul Liberal și cu multe alte partide din Republica Moldova. O transfugii de la Partidul Liberal Democrat, cei care au plecat de la dumneavoastră, vă spun sincer, unii dintre ei, puțini, dar pe unii nu credeam că o să facă asta, erau prea apropiați foarte de dumneavoastră. Mulți. Nu de mine. Faptul că ei au plecat, dumneavoastră înțelegeți? Nu pot să vorbesc decât în două ipostaze în care am fost. Deci ipostaza în care am fost și în care sunt acum. Deci pe mine atunci, după întemnițare, nu m-a durut izolarea fizică. Durerea cea mare care o aveam și lucrul ăsta s-a întâmplat zilnic. Erau aceste... Hai să nu le numim trădări, că ar fi prea mult. Aceste plecări, aceste deziceri, nu de mine. Dumnezeu, nu le-ați tratat ca trădări? Pentru mine s-a însemnat și însemna o durere enormă, permanentă. Pentru că asta nu a durat într-o zi, asta s-a întâmplat în fiecare zi. Aveam o frică imensă de telecomandă. Pe de o parte, îmi doream, nespus de mult, să văd ce se întâmplă. Tot timpul am avut nevoie de informații, am fost un om informat, dar de altă parte mi-era frică, fiindcă la fiecare pornire de televizor vedeam ori o declarație, ori o persoană la care, cum spuneați dumneavoastră, nu mă așteptam că vor lua această decizie. Motivele, încă o dată, ele pot fi diferite. Anumiți oameni trebuie să fie înțeleși. Ori eu nu cred în sinceritatea celor, și nu-ți cred niciodată, celor care au luat decizii în baza cărora au fost distruse nu doar soarta unui om sau unor oameni, au fost distruse sorțele unor familii. La cine vă referiți? Cine a luat astfel de decizii? Mă refer în primul rând la cei care au puterea, conform legii, să judece. Mă refer la judecători. Eu nu cred în argumentele dânșilor că au fost impuși,
că au fost convinși. Ați văzut declarațiile recent făcute de una dintre judecătoare, da, doamna? Nu le-am văzut, că din păcate eu până nu de mult vedeam, având acces doar la holding, vedeam isprăvile lor la guvernare, acum văd calităților, în ghilimele, desigur, excepționale, fiind în opoziție. Am înțeles. Sper că vom avea și mai ocazia să privim și alte surse din care să vedem că lumea nu e doar la negru, cum a fost prezentat cel puțin până nu de mult. De ce spun, m-ați întrebat, au fost avocații ieri la mine și mi-au relatat pe scurt, am avut o întâlnire foarte scurtă, fiindcă trebuia să semnez niște acte mai urgente. Despre trădări vorbeam. Care credeți că a fost cea mai... Nu vreau să dau o calificare, că e important aici. Am cer scuze, poate iau mult din timp, dar vreau să reușesc să spun tot ceea ce am de spus. Eu salut decizia doamnei de a vorbi. Hai să considerăm că este prima rândunică vorba de mai la prud dincolo. Dar... nu este suficient. Până la urmă, cum a fost luată o decizie în baza căreia condamnarea de 9 ani mi-a fost menținută și multe, multe alte lucruri care se conținea în sentința din primă instanță a fost menținută. Iar o decizie luată de judecători, așa, după cum mi-au spus avocații, în baza unui compromis, este o ilegalitate foarte mare. Și spuneam, judecătorii nu au nicio scuză. Nu contează că vor vorbi acum, vor vorbi mai târziu, nu vreau să descurajez, dar nu au o scuză, fiindcă ei au avut alternativă. Noi mai puține alternative avem aici. Alți oameni au mai puține alternative. Ei au alternativă și au avut-o, să plece. Cu demnitate să plece și să nu, încă o dată, nu se treacă de la un partid la altul, și asta este grav. Dar să nu distrugă oameni. N-au scuză nici procurorii că aveau aceeași posibilitate să nu semneze acte ilegale în baza cărora ulterior, prin bataia de ciocan a judecătorilor, să se distrugă vieții omenești. Dar dacă o să insistați la întrebare care a fost cea mai mare trădare, da, atunci eu o să vă spun din ipostaza în care mă aflu acum. Știți, până a intra aici, eu eram liber fizic. Dar sufletul categoric, pot să vă spun cu certitudine acum, că simt și știu diferența, dar sufletul îmi era întemnițat și era prins de lucruri atât de neimportante și atât de trecătoare. Acum eu sunt închis fizic, dar sufletul meu este liber. Sper că va veni timpul când acest echilibru va fi realizat, fiind liber și fizic, dar cu sufletul liber. Eu sunt fericit, dar în sensul de plin a cuvântului, că nu am în mine nici răutate, nici supărare și nici dorință de răzbunare. Și nici o calificare pentru nimeni ca fiind trădători, sau, nu știu, oameni care au procedat într-un anumit fel sau altul. Eu cred că este cu totul altcineva și altceva care judec fapta oricărui. Ceea ce vreau eu foarte mult, dar foarte mult, ca ce s-a întâmplat cu noi toți, fie că suntem închisoare sau în afară închisoare, ca tot ce s-a întâmplat cu noi, cu participarea noastră, fără participarea noastră, eu am povara mea, să învățăm din această lecție oferită și să facem tot ce posibil ca să nu se mai repete. Lucrul ăsta este extrem de important. Fiindcă eu, din ceea ce aud, din ceea ce mai privesc, văd că unii deja consideră că totul s-a rezolvat. Așa consideram și în 2009, după 7 aprilie. Să vorbim acum despre faptul dacă s-a rezolvat, nu? Vreau să începem să vorbim un pic și despre Vlad Plahotniuc. Și am să vă întreb direct. Foarte. V-ați temut de Vlad Plahotniuc? Și când ați început să vă temeți de el? Deci dacă eu aș fi avut acest sentiment
care probabil mai corect se vede numit frică, da. Eu plecam din Republica Moldova după Pădurea Domnească. Lucrurile nu au fost niciodată simple între noi, deoarece eu vedeam lucrurile într-un anumit fel, dânsul le vedea diferit. Este explicabil. Dincolo de comentariile multora și așa mai departe, eu am dorit sincer să particip într-un proces politic din Republica Moldova. Și aveam obiective foarte clare. Deci eu nu am venit în politică să câștig eventual puterea și să mă gândesc după care ce am de făcut. Eu știam exact obiectivele și aveam, dacă doriți, totul stabilit la nivel de, hai să nu fiu prea, dar la nivel de luni. Și anumite realizări care au fost împreună cu colegii mei, insist să spun că ele au caracter fundamental pentru parcursul unei țări. Ori abordarea dânsului era una foarte îngustă, ieșind din interese. Cum ar fi? Să-și numească om la protecție concurenței. De ce? Pentru că el are business în televiziune. Să-și numească om la procuratură. Și trebuie să știți, așa numită partajare, care a fost atât de mult blamată și corect făcut, pentru că ministerul este firesc să-i partajate, instituția de drept este... Procuratura nu este corect, nu? Nu că este corect vis-a-vis de această partajare. Eu nu doar că m-am expus, dar am avut și anumite acțiuni. Și spuneam că dacă era elementul frică, eu plecam de atunci, pentru că în etape, să privim lucrurile, o să vedeți cum au derulat. S-a vorbit, dar parțial, despre un anumit moment, el vizează anul 2009, atunci când, dacă vă aduceți aminte, chinuiam noi crearea Alianței pentru Integrare numărul 1. Și înainte de ședința Parlamentului, înainte de ședința Parlamentului, cu o zi, cu o seară înainte, la mine acasă, a fost domnul Untilă cu Vyacheslav Platon. Eu nu știam că vine Platon, cred că o să aveți poate să vorbești cu dânsul, vă are confirmat dacă își va aduce aminte sau nu. Deci domnul Untilă m-a telefonat, a spus că vrea să vorbească, este ceva urgent, am spus eu sunt acasă, era după 11 noapte, când a intrat deja l-am văzut și pe deputatul Vyacheslav Platon. Da, da, el era deputat atunci, ne amintim. Fiindcă mai... Erau colegi de fracțiune cu domnul Untilă. Mai era tăiște o poză în care Vyacheslav Platon era lângă mine în Parlament și asta demonstra că noi nu știu ce am avut împreună. Oricum, mesajul a fost unul foarte direct, că s-a decis vânzarea funcției de procuror general cu suma de 2 milioane de euro sau contra sumei de 2 milioane de euro, că procuror general, eu nu știam în candidatura, că va fi, candidatura va fi din partea lui Urechianu, dar de fapt este a lui Pahătniuc, Zupco, care este cumnat cu o persoană care este în gestionarea business-urilor... Administrator al unor business-urilor. Da, care acum este președintele în Raiul 1 Ieloveni. Noi da. Le țin numele... Sajă. Eu am memorie bună, dar vreau să spun că anumite nume încerc să nu mi le încarc. Dar despre dânsul era vorba ca și argument. Ce au încercat să fac ei? Să împiedice această numire? De ce au venit să vă da. Spun? Da. Ei au încercat să împiedice această numire. Eu, după întâlnirea cu ei, am avut o discuție cu ambasadorul american. Noi discutam deseori și la ori foarte târziu sau foarte devreme, că atunci nu era cazul. I-am expus situația. Dânsul a spus că este grav, dar până la urmă este decizia voastră. Eu vreau să mă mai întorc o dată la Vlad Plahotniuc. Cred că o să ne întoarcem de mai multe ori astăzi. Da. Dar am să pornesc de la un lucru pe care l-ați spus dumneavoastră important și care, sincer vă spun, am simțit și eu astăzi. Legat de faptul că atunci când erați la Libertate, de fapt vă simțeați strâmtorat sufletește, iar acum simțiți că deși sunteți într-un loc de detenție, vă simțiți mult mai liber. Faptul că nu vă simțeați liber, eu am simțit-o eu, ca telespectator, privind televizorul în 2015, în vara anului 2015. Deja era evident că există o problemă. Dumneavoastră
aveați niște temeri. De ce erau legate ele? De dosarul care bănuiați că se poate porni? De ce? Nu, eu nu avem temeri. Eu, dacă avem temeri de dosar legat de mine, eu acționam cu totul altfel. Nu trebuie să fiu, considerat că eu zbor, nu merg pe picioarele pământ. Eu sunt un om foarte pragmatic și înțeleg lucrurile foarte direct, așa cum sunt ele. Îmi luam cel puțin anumite măsuri de siguranță. Nu se găsiți în dosarul meu sau în alte dosare sau alte lucruri care s-au vorbit despre mine, acțiuni făcute de către mine sau semnături, decizii luate de către mine. Eu aveam o îngrijorare foarte mare vis-a-vis de ce se poate întâmpla în general în Republica Moldova. Fiindcă acea... Dar în general se întâmplau lucruri grave. Da, dar... Și cu cât mai mult dumneavoastră tolerați ce se întâmpla, cu atât mai grave se întâmplau. Acum noi putem să ne întoarcem în timp și eu pot să fiu de acord să spun că toleram. Atunci, nu că părerea, dar starea mea era că încercam să facem totul pentru ca să depășim acel moment. Fiindcă nu considerați că situația de la... Și iarăși foarte, foarte îngust să vorbești despre Banca de Economie. Trebuie de vorbit despre Banca de Economie, Banca Socială și Unibank. Pentru că dacă ne uităm la suma pe ansamblu care a fost sustrasă, nu se referă doar la Banca de Economie. De acolo cei mai mulți bani au plecat. De acolo, și acolo erau cei bani. Mai mulți și problema era că avea capital de stat. Da. Dar dacă să ne uităm la modul în care a fost folosită Banca Socială și Unibank, atunci vedem că ăla de fapt a fost instrumentariul care le-a oferit posibilitatea să folosească Banca de Economie pentru... Dar să nu uităm că dincolo de această lovitură dată sistemului bancar, noi am mai avut niște lucruri care s-au întâmplat atunci. Cesionarea aeroportului, spre exemplu. Este adevărat. Da. Deci totuși s-au întâmplat niște lucruri grave. Eu nu știu de ce v-ați temut dumneavoastră să preveniți. Nu știu ce ne aștepta altceva mai grav, dar totuși niște lucruri grave, care mai produc și acum consecințe la fel de grave, s-au întâmplat. Este adevărat. Doar că, repet, noi... Ce ați împiedicat prin faptul că ați tolerat? Iată aceste lucruri. Mai bine vreau să spun, cred că mi-e util să spun ce am încercat noi să facem atunci, la acel moment când lucrurile erau deja clare către ce merge. Mie mi se spunea dintotdeauna, și apropo, ca să știți, discuții despre șor acționar la Banca de Economie niciodată n-a fost. Dar niciodată n-au fost discuții despre acest lucru. Când s-a vorbit despre emisie suplimentară și când s-a vorbit deja serios despre emisie suplimentară la BEM, s-a vorbit despre două bănci. Din Federația Rusă este adevărat, s-a vorbit despre Gazprom Bank și Vneșecanum Bank, așa se chema. Deci este vorba de două bănci foarte puternice. Acum, dacă toți ne spuneți că discutăm sincer astăzi, iată această decizie de emisie. De la cine a venit propunerea asta? Pe cine a convins că cea mai bună soluție pentru a rezolva problema de la Banca de Economie este emisia? Deci, prima dată, această așa numită soluție, cum putem să o numim așa numită soluție, a apărut în acea hotărâre a Parlamentului ca și rezultat a activității Comisiei lui Feldman. Da. Pot să vă spun că eu, în calitate de prim-ministru, am fost în Parlament, am fost audiat, am vorbit, n-am auzit niciodată despre această soluție miraculoasă, emisie. Ca și mulți alții, eu despre această soluție am văzut atunci când a fost aprobată această hotărâre, fiind prim-ministru. Deci părerea mea este... Cu titlul de recomandare acolo. Și nu unica, așa credeam dar noi. Trei. Nu, așa credeam noi, că este cu titlul de recomandare, care în timp s-au îngustat de la soluțiile posibile până la asta. Până s-a rămas la unica posibilă. Cine a scris acel raport, domnule? Nu pot să vă spun, fiindcă eu nu eram în Parlament. În cadrul unei emisiuni Cutia Neagră, un invitat, unul dintre, mă rog, cei care au fost judecat, condamnat pentru implicare în furtul miliardului, ne spunea că, de fapt, acest document a fost scris de Ieralov. Și doar transmis lui Redmea să-l citească în Parlament. Este probabil. Repet, eu o să spun ce știu și pot proba lucrurile astea prin convingere sau prin acte. Eu v-am întrebat de erau pentru că dumneavoastră în ultimul discurs din Parlament l-ați pomenit și a zis că a fost implicată în multe târguri. În toate. Da. În toate.
Și acum am văzut și în ultimul care nu le-a ieșit cu președintele Dodon. Deci eu admit că anume Iralov a scris, pentru că el creier, puternic, cred că a fost creierul și cel care a desenat toată această incredibilă schemă și a stat la capitolul implementare în calitate de coordonator. Asta este adevărat. Din Parlament, nu știu, a scris, nu a scris, dar mai departe s-a întâmplat categoric el, fiindcă toate discuțiile care au avut loc au fost cu participarea dânsului, cel puțin în raport cu mine și în discuțiile care le aveam împreună cu Pahătniuc și nu doar, că au fost multe discuții, nu aceea de la Codru care a fost prezentată așa cum a fost prezentată. Dar a fost cea de la Codru. A fost una din. Și vreau să vă spun că pasajul ăla cu datul din deget pe mine m-a amuzat cel mai tare. Și o să spun foarte sincer, știți care a fost cea mai complicată problemă în cadrul acelei întâlniri? Nu știu. Vă spun eu. Păi vă spun. Cea mai mare problemă în cadrul întrevederii respective a fost, de fapt, a lui Costea Bodnar, alias Porsetca, că nu putea găsi limoncelul pentru Leancă. În rest, discuțiile au fost, da, poate sună a glumă, dar cam așa a fost, pentru că în rest au fost discuții foarte generale. Dar discuții despre situația din sistemul bancar au fost multe. Iralov a participat la toate. Și convingerea la capitolul necesității și așa mai departe, el a jucat, la capitolul convingerea, a jucat un rol important. Dar și aici, Mariana, lucrurile trebuie de văzut în consecutivitatea lor, pentru că dacă noi le punem la grămadă, le vedem într-un fel. Dar dacă vedem cum au fost planificate, în etape, acțiuni, persoane implicate, așa mai departe, atunci vedem, desfacem puzzle-ul ăsta și după aia putem să-l strângem corect înapoi. Ori, atunci... Dumneavoastră ați văzut atunci puzzle-ul sau bucăți? Nu. Cine știa puzzle-ul? Eu cred că ei. Cine ei? Cei care au beneficiat până la urmă. Păi haideți să le spunem pe nume. Cine credeți că a știut de start tot puzzle-ul? Eu cred că a știut Pahătniuc, eu cred că a știut Iralov, eu cred că Șor a știut clar... Tot puzzle-ul. Eu cred că da, știa, pentru că nu putea să nu știe, fiindcă era persoana implicată direct în tot procesul. În rest, noi am venit cu contribuția care am venit, nefastă, prin neimplicare, prin neînțelegere, prin multe alte lucruri care pot fi... Bun, dumneavoastră ce credeați că se întâmplă atunci? Iată, venea un om pe care cu siguranță dumneavoastră știați cine este Iralov. Trecutul lui În primul rând, eu nu cu Iralov am discutat acest aspect. Nu, el era prezent, ziceți dumneavoastră, și vă dădeați seama că este cumva implicat în lucruri. Că Iralov era un băiat care în trecut a fost implicat în devalizarea mai multor bănci, într-un fel sau altul, dumneavoastră cu siguranță știați. Că o fi avut niște dosare penale pentru care a fugit din țară și pe urmă s-a întors, tot cred că știați. Nu știam. Nu știați. Sincer, nu știam. Bun, dar știați că are un trecut nu tocmai... Eu știam că el a fost creierul în crearea schemelor cu monopolul asupra cărnii, peștelui, metal feros și așa mai departe. Faptul cum un personaj de genul ăsta vine și discută despre cum să salvăm o bancă, dumneavoastră nu v-a dat de bănuit? Mi-a dat de bănuit faptul că el stătea la negocierea creierii coaliților de guvernare. Era membru a consiliilor, alianțelor. Dumneavoastră vorbiți despre discutarea situației unei bănci. El participa la discuțiile și luarea deciziilor asupra țării în întregime. Și încă o dată, după cum vedeți, ultimele imagini care au apărut, el a participat în toate. Acum nu ne mai miră, știți? Deja în ultimii ani până nu ne mai mira aproape nimic. Totuși, domnul Filat, când v-ați dat dumneavoastră seama de faptul ce se întâmplă? Pentru că dumneavoastră știți foarte bine, Iuri Leancă a zis că el a fost un simplu prim-ministru și el, de fapt, v-a ascultat pe dumneavoastră. E foarte ușor. Da. Deci Iuri Leancă nu a mai fost prim-ministru pe de mine, dar a fost un prim-ministru în colaborare strânsă și ulterior subordonat PD-ului în momentul în care a fost scrisă, vestită hotărârea Curții Constituționale din 22 aprilie anul 2013. Adică imediat. Adică atunci, pentru că negocierile erau purtate și formula propusă. Aici chiar vă rog să nu cereți nume, dar cred că o să înțelegeți. Formula propusă, în primul rând, celor de la București, a
fost că doar așa putem salva, știți, vechiul tril, parcursul european al Republicii Moldova. Eu mi-am amintesc și de evenimentele publice la care participați. Deci, Marian, eu vă spun cum a fost. Eu vă spun despre faptul, cum vedeam noi. Faptul că am mai fost la anumite evenimente publice, asta nu înseamnă că mai eram un tot întreg. Adică, dar ce înseamnă asta? Ca să-mi explicați mai simplu. Dumneavoastră încercați să discutați cu el și el nu vă asculta sau cum? Nu, dar nu trebuie să mă ascult. Ați încercat să-i sugerați vreodată despre pericolul în care se expune atunci când acceptă emisia? Atunci când garanțiile de stat s-au oferit? Uitați-vă, în premier o să aflați anumite lucruri în acest capitol. Haideți să vorbim despre domnul Leancă și despre furtul miliardului. În primul rând vreau să vă întreb cum ați înțeles dumneavoastră acest furt al miliardului? Întrebarea poate să vi se pară stranie, dar vă întreb pentru că fiecare are propria ipoteză despre ce de fapt s-a întâmplat. Cineva spune că mai întâi niște bani rusești au tranzitat Banca de Economie, iar după care ai noștri au profitat și au scurs bani din rezervele naționale. Altcineva spune că, de fapt, mai întâi s-a furat banca din ceea ce avea ea, după care s-a mai furat odată din rezervele naționale. Cineva spune că au fost implicate servicii speciale rusești, americane, nu știu de cum, americane, doar nu, dar rusești. Da, rusești. Cineva mai spune nu știu cum. Iată, dumneavoastră, ce știți? Ce a fost acest furt al miliardului? Deci cred că trebuie împărțit în părți, pentru că lucrurile nu pot fi puse iarăși ca un tot întreg. În primul rând, spălătoria rusească, landromatul rusesc, cum este numit, este o acțiune separată de ce s-a întâmplat în cele trei bănci. Ori așa, numitul furt al miliardului nu a reprezentat decât următorul lucru. Credite luate pe parcursul timpului, ele se cheamă neperformante, dar în realitate sunt credite care niciodată nu pot fi întoarse înapoi. Deci este o gaură în bancă. Gaură care este acoperită cu din contul deponenților. Înainte de 2009, sau chiar în 2009, dacă vă aduceți aminte, o presiune mare asupra băncii de economii a produs falimentul Invest Privat Bancului, care a fost pus iarăși în cărca BM-ului. Da. În discuțiile pe care le-am avut noi la guvern, și ele au fost atât de multe, interminabile, dacă doriți, la insistența FMI-ului a fost instituit Comitetul Național de Stabilitate Financiară, noi nu am reușit să aflăm care este gaura reală în Banca de Economie. Pentru că erau credite luate asupra creditelor, credite transmise de neperformante de la o bancă răscumpărată de Banca de Economie. Deci lucrurile erau într-adevăr într-o incertitudine totală vis-a-vis de perspectiva acestei bănci. Oricând spuneam că au fost acele trei soluții propuse de către Parlament și s-a ajuns până la urmă la una. Așa și mi-a spus cine a venit cu acea unică. Cum s-a ales asta? S-a ajuns. Deoarece emisia din partea statului nu avea sens. De ce? Pentru că dacă veneai și făceai o emisie a statului, spre exemplu cu 1,5 miliarde de lei, care era necesar la etapa respectivă, pentru o perioadă de timp trebuia să vii cu o altă emisie pentru a acoperi o altă gaură. Ori în perspectivă nimeni nu știa care va fi următoarea gaură. Deci era evident că intervenția statului prin emisii de la bugetul de stat reprezenta doar un cerc interminabil, vicios. Rămânând două soluții. Lichidarea n-a fost discutată niciodată la modul serios, dacă sincer. Lichidarea a început să fie discutată serios după 2014, după alegeri, la insistența băncii mondiale și a FMI-ului. Atunci discutau, rămăseseră aceste două posibilități, privatizarea și emisia. Ori privatizarea înseamnă un proces foarte greu și foarte lung de timp. Și încet, încet, știți cum vorba aia, se duce oaia la strungă, așa am fost și noi toți duși către soluția respectivă. Și repet, nu pentru că ușor să devin acționar la Banca de Economie,
Dar pentru că în urma emisiei să vină un investitor serios, capabil... Cine zicea asta? Cine spunea că va veni acest investitor serios despre, de Federația Rusă? Despre Gazprom și Ven, da? Da, da. Informațiile respective au venit pe filiera Iralov-Plahotniuc. Deci că au interes în investiția în banca de economie. Că rușii au interes de investiție în această, da, în această bancă. Da, exact așa. Și dacă o să vorbiți cu Leancă, o să vă zic că, că în discuțiile care le-am avut cu dânsul la capitolul emisie, în discuție a fost purtată în perspectiva doar acestor două bănci. Asta nu excludea alți investitori serioși. Deci niciodată noi nu am avut discuții ca Șorț, de exemplu, iarăși revin la acest personaj, să devină acționar. Haideți să ajungeți la personaj. Ajunge la personaj. A fost o altă decizie de către comisia tare lungă de numirare și eu cred că nu întâmplător a fost instituită nu pe lângă guvern, dar la Ministerul Economiei. Aici trebuie... Stabilității financiare și... Nu, aia era comisie pentru atragerea investițiilor și așa mai departe, așa mai departe. Dar a fost instituită pe lângă Ministerul Economiei, nu pe lângă guvern, asta am vrut să spun. Pentru că, în mod normal, o comisie cu asemenea atribuții trebuie să aibă și statutul respectiv și, și din punctul meu de vedere, era clar pentru obiective atât de strategice, era chiar de recomandat prim-ministru să fie împreună cu ministrii membri acestei comisii. S-a dus la Ministerul Economiei. Ori, despre asta nu s-a vorbit și să aveți în vedere că în acea perioadă de timp, consilier, de fapt, decision maker la Ministerul Economiei nu era viceprim-ministru. Domnul Lazar a fost un coleg foarte bun și un viceprim-ministru foarte bun. Și plecarea dânsului nu a fost tot întâmplătoare. El a plecat până la un anumit moment, a rezistat și dânsul și a plecat. Nu vreau să-i fac complimente, doar așa a fost. Cel care a luat decizia acolo era... Consilierul Iralov. Același Iralov, care era consilier și care, de fapt, coordona toate activitatea. De ce? Pentru că acolo, în afară de BEM, în afară de aeroport, în afară de multe altele, era Metal Feroz, portul Giurgiulești. Apropo de portul Giurgiulești, 3 ani și 7 luni de zile am avut mare onoare să fiu prim-ministru al Guvernului Republicii Moldova. Nu am reușit să primesc dosarul vis-a-vis de acest port Giurgiulești. Pentru că acolo, în interior, sunt lucruri foarte interesante. Facilități fiscale, multe, multe lucruri. Deci eu nu am reușit să fac rost de acest dosar. Toate pentru domnul Vaja Giașii? Sau dumneavoastră interfața? Eu cred că și pentru el, dar cred că și nu doar pentru el. Acea companie olandeză, mare investitor, eu cred că dacă investigat foarte atent, vom vedea cine sunt acționarii reali. Eu pot doar să bănuiesc și în cazul ăsta nu o să vorbesc. Eu vorbesc doar ceea ce pot să afirm. Dar categoric nu sunt olandezi și interesele sunt oricum Republica Moldova. Deci a apărut și acel monopol asupra exportului și multe, multe alte lucruri. De cereale, ca să fie clar pentru telespectatori, despre ce export vorbim acum? De cereale, dar să nu uităm și despre import de produse petroliere, că are legătură și asta cu monopolizarea unui domeniu. Vrem despre domnul Lazar și acea comisie. Da. Și comisia a luat decizia vis-a-vis de emisie suplimentară la solicitarea acționarilor minoritari. Deci solicitarea a făcut acționarii minoritari, cei care aveau 40 ceva la sută. Dar cine vor fi emitenții? Nu se cunoștea în momentul în care s-a luat acea decizie. Când s-a luat decizia, eu eram în afara țării și vă rog frumos, mă credeți că nu am plecat din țară pentru ca să întâmple ceva. La mine se întâmplă lucrurile de ceva invers. De câte ori ieșeam eu din țară, s-a întâmplat ceva. Sigur că nu doar presa a explodat atunci. Toți am fost într-o situație mai profundă, mai puțin profundă, intrigați de ce s-a întâmplat și personal, eu nu doar intrigat, pentru că nu am stat cu totul altceva. O să vă spun ce mi s-a explicat mie la întrebarea ce s-a întâmplat, de ce s-a mers pe formula respectivă. Pentru ca să poată veni Gazprom Bank, acționar în banca de economie, e necesar să facă curățenie în bancă.
Deci s-a mers formula respectivă, să faci curățenie în bancă și pe urmă vine Gazprom Bank, cal alb, cu sabia sau fără sabie, cu buchet de trandafiri, eventual, și totul va fi bine în țară. Și uitați-vă, cu făcutul curățenie și că vin, a durat o perioadă lungă de timp. Pentru, dacă ne uităm iarăși revenind la emitență, o să vedeți că nici că nu un banc n-a venit, a venit o companie fică. Cu aceeași explicație, că a venit compania respectivă, când banca va fi pregătită să intre banca mare însă și atunci va veni. Eu nu vreau să fac advocație pentru nimeni, nici pentru Leancă inclusiv. Însă și Iuri Leancă cunoștea aceeași informații pe care o cunoșteam și eu și vă relatez acum. Deci formula asta se mergea. După care lucrurile au început să precipite. Când a apărut Elan Șor? Elan Șor a apărut când s-a făcut emisia. Nu. Dumneavoastră, când a înțeles care este rolul lui Elan Șor? Elan Șor a îmblat tot timpul. Ca suveică, știți cum, când scoase covoarele, mai este moldovenești. Elan Șor a apărut direct și cu pretenții de acționar și de reprezentant al băncii atunci când solicita deja să intre în bancă ca și membru al Consiliului și ca președinte acestei bănci. Ne-ați cerut vreodată ca el să ajute banca? Pentru că așa el spune în denunț. Că l-a strugat să intervină ca să... Spre deosebire de mulți alții, eu avem cunoștințele necesare pentru a înțelege cine poate ajuta banca de economie și cine nu poate ajuta banca de economie. Dacă ați vă uitați în portofoliul de credite ușor, înainte de toată această jaf care a fost făcut, să vedeți că el nu avea cum să ajute această bancă. E bun, el zice că are prieteni. Bun, noi toți avem prieteni. La Moscova? După cum am văzut, la Moscova nu prea avea prieteni. Din 2014 are interdicție de a intra. Mai sunt care au eu prieteni la Moscova, văd că nu-i mai au. Marina, încă o dată. Eu... am avut nu doar cunoștințele necesare, dar și deplinătatea facultăților mentale să înțeleg ce se întâmplă. Ori să te adresezi la Șor pentru a salva o bancă, asta ar fi însemnat să fii nebun, cel puțin. Ori eu nu mă consider așa ceva. Deci banca putea fi salvată, și eu o reiterez, putea fi salvată și de Gazprom Bank, și de Vneșecăman Bank, și tot așa mai departe, și de bănci serioase, nu de către o persoană. Da, bănci serioase din Federația Rusă, dumneavoastră nu vă miroase urât. Una dintre cele mai importante bănci din Republica Moldova, dumneavoastră vreți să introduceți niște... Nu vroiam. Eu am acceptat. Ați acceptat, asta înseamnă că... Eu am acceptat, dar nu doar ele, dacă venea alt investitor, nu era nicio problemă. Dar... Alți investitori, înțeleg, nu au fost luați în calcul, nu s-a încercat să meargă și spre vest, să se vadă, poate și acolo există interes. Eu nici nu cred că s-a mers. Exact așa cum s-a mers cu aeroportul. Dar de ce așa de ușor ați acceptat aceste reguli pe care le puneau ei? Aceste condiții care ziceau ei? Vine Gazprom Bank. Bun, de ce n-a zis, dar de ce nu vine nu știu cine e? O bancă din Europa. Eu cred că trebuie să facem totuși o delimitare. Perioada când ei spuneau și eu acceptam sau ascultam, nu era perioada în care eram prim-ministru. Nu era, dar nici el nu, nici Plahotniuc nu avea nicio funcție importantă. Este adevărat, dar deciziile ulterioare doar nu le-am luat nici eu, nici el. Le-au luat instituțiile statului. Aici e toată diferența. Și vreau ca diferența asta să fie... De sine stătător, oare? După cum vedem, nu. După cum vedem, nu. Însă, până la urmă, sunt instituțiile statului care urma să respecte toate rigorile și să verifice toate aceste riguri. Eu nu vreau să mă delimitez și să nu spun că atunci când eram președinte a partidului și nu eram prim-ministru, nu aveam obligații și nu trebuia să veghez, să fac. Da, este adevărat. Însă, totodată, eu pot să spun că atâta timp când am fost prim-ministru, nu s-au întâmplat asemenea lucruri în țara asta. Și... chiar dacă sună pretențios, nu s-ar fi întâmplat. În asta simțiți o doză de vinovăție legată de ce s-a întâmplat la Banca de Economie? Sigur. Nu doar la nivel de Banca de Economie. Iată, de Banca de Economie. De cele trei bănci. Probabil din cauza că putem să fac multe alte lucruri decât cele pe care le-am făcut.
De ce ați făcut? Nu, în sensul că le-am acceptat, că nu m-am opus, că nu am insistat, că nu am acționat în locul lui Leancă ca prim-ministru, că nu știu, că n-am fost în locul Drăguțan ca guvernator a Băncii Naționale și multe alte lucruri. Nu, iată momentul în care dumneavoastră ați fi putut opri asta. Mi-ați spus că v-ați dat seama de ceea ce se întâmplă în august. August 2013? Sau care august? În august 2013, atunci când s-a făcut emisia și atunci când în bancă nu a venit Gazprom Bank, sau a venit Shekhanov Bank, dar a venit o companie tip în Federația Rusă, cu un capital statutar de vreo 5.000 de lei și o companie fică... Atunci ați înțeles că se dorește jăfuirea băncii? Nu. Atunci am înțeles că toate discuțiile despre acele două bănci serioase au fost pur și simplu așa, ca și motiv. Doar că în continuare eram asigurați că vor veni când se va face curățenie în bancă. Cine dădea asigurarea asta în continuare? Cei care au promovat ideea. Adică tot Plahotniucul era lui? Da. Dumneavoastră comunicați în perioada asta cu Ilan Șor. N-ați încercat să-l întrebați în ce te bagi? Deci eu comunicam cu Ilan Șor, dar nu cu intensitate și în manieră în care se înțelege. Deci relațiile noastre, dacă pot fi numite așa, erau foarte și distante și reci. Știți, eu vreau să ne oprim aici la cum se înțelege, pentru că în perioada în care dumneavoastră n-ați putut să vă apărați, în spațiu public au apărut și înregistrări. Despre cele înregistrări, da, trebuie să facem anumite precizări, probabil. El niciodată nu a spus că el se bagă în ceva. El doar spunea că el intermediază anumite lucruri. Deci, vă rog să mă credeți, chiar dacă el spunea că vrea să facă și poate să facă, eu nu aveam cum să-l cred. Eu înțelegeam cum stau lucrurile. Deci eu niciodată nu l-am luat pe dânsul ca fiind om serios, capabil să rezolve problemele în Banca de Economie. Așteptările mele erau că vor veni aceste bănci, mai mult ca atât. După o anumită perioadă de timp, cred că la începutul anului 2014 s-a venit și cu, cel puțin asta mi s-a prezentat, cu hotărârea guvernului prin care s-a decis să se facă investiții de către Shekhanov Bank, în care premierul rus Medvedev era președinte, de 450 de milioane de euro. Deci dacă este să ne uităm la acea etapă de timp, la decizia prezentată și la asigurările date, eu, în acest sens, am fost, hai să spunem, ținut copacel la o anumită perioadă, inclusiv și pentru o comunicare care e mult o scurtă cu cineva din administrația președintelui rus. Este vorba de Cojin. Deci tot v-a asigurat de faptul că se dorește această investiție? Nu m-a asigurat. Eu mi-a spus că este reală această investiție, pentru că Guvernul Federației... Cine o negocia acolo? Cine va face aranjamentele astea? Eu înțeleg că Plahotniuc nu avea tare mare trecere pe la Moscova. Eu nu aveam nevoie de aranjamente, negociere. Eu participam la diferite discuții. Nu. Mă refer la faptul că să vină aici în Banca de Economie cu investiții, băncile rusești. Da. Trebuia să meargă cineva acolo să promoveze, să facă lobby pentru această idee, să găsească băncile, să discute cu ei. Cine făcea asta? Nu mă întrebați pe mine, eu nu știu, că dacă făceam, eu vă spuneam, am făcut eu asta. Putea să o facă Plahotniuc, pentru că noi, din ce știm până acum, este că el a avut relații proaste cu Moscova. Este aparent. Ceea ce vedeți dumneavoastră, pentru că relațiile dânsului cu partea oficială a Federației Rusă, într-adevăr, nu a fost niciodată bună. Uh-huh. Mai cu seamă după cum a procedat el cu ei în 2010. Și nu doar. Ei în Federația Rusă știa, cred că, de mai înainte ce reprezintă el decât la noi. Cu toate că, în acest sens, în 2009, când am intrat în exercitarea atribuțiilor funcționale, domnul președinte Voronin mi-a trimis prin cineva o analiză din care ieșea foarte clar că el era informat despre influența pe care Plahotniuc deja o avea pe timpul lui Voronin. Și era evident, dacă el rămâne la guvernare, era ca sub semnul întrebări. Semnul întrebări e continuarea acestei influențe. Dar în analiza respectivă era arătat exact pe domenii, Banca Națională, CCC, procuratură, persoane, totul, o analiză interesantă. Bun. Dar raportul... Nu v-am răspuns. Da. Că întrebarea e întrebătoare, dar necesită și răspuns. Deci relațiile dânsului cu partea oficială era așa cum spuneți dumneavoastră, însă dânsul avea relații foarte bune pe dimensiune economică. Oameni de afaceri foarte influenți,
din Federația Rusă. Și lucrul ăsta este cunoscut de către cei care cât de cât cunosc cum se întâmplau lucrurile. Deci business-ul adânsul în raport cu Federația Rusă nu s-a întrebat nici pentru un moment. Business curat? Nu știu. Eu nu pot să spun. Dar eu cred că neavând limite în ceea ce ține comportament în raport cu oamenii, pentru că așa cum s-a comportat cu oamenii, trebuie să nu ai limite. Pentru că dacă ai limite morale, cel puțin, te oprești la un anumit moment. Eu consider că dacă nu ai limite în comportamentul tău pe dimensiunea politică, nu ai limite nici pe dimensiunea business-ului. Haideți să revenim la Banca de Economii și aici am să introduc și Crolul. Vă rog. Pentru că în raportul Crol, dumneavoastră, așa, ne prezintă nouă cifrele, ați figurat printre... Deci asta mai nou care l-a prezentat... Crol 2, Crol 2, da. Da. Mm-hmm. Sunteți unul dintre beneficiari. Așa. Cum ați ajuns în Crol beneficial dacă ziceți că nu ați avut treabă cu Banca de Economie? Eu am impresia cu două săptămâni în urmă, da? Am postat un mesaj pe pagina mea de Facebook. În care spuneți că după ce a fost o campanie mediatică... Nu. Eu am spus despre faptul că presupun că voi fi în acest raport Crol 2 și am explicat de ce am această presupunere. În ceea ce mă privește pe mine, în raport se regăsește, așa cum am scris și în acea postare, exact ceea ce se conține în sentința mea de condamnare. Sentință dată în cadrul unui proces, nu vreau să-mi aduc aminte, că și sper nimeni să mai treacă prin așa numit proces, fără expertiză financiară, fără ca să-mi fie demonstrată, înțelegeți, la baza unui stat de drept stă prezumția nevinovăției. Deci fără a-mi demonstra că eu sunt beneficiar și am departe cu toate acestea. Noi, perioada care a venit și în care am apărare, asta înseamnă că am avocați, am făcut munca, de fapt, a procurorilor. Pentru că în sarcina procurorului este administrarea probilor expres scrie în lege. Cât în defavoarea, dar și în favoarea persoanei vizate de anchetă. Ei, uite, noi am făcut munca dânșilor. Și dacă este să luăm suma respectivă care se regăsește în acest raport Crol, atunci o să vedem următoarele lucruri. Ne vorbim despre 23 de milioane de dolari. Da. Și le explicăm fiecare. Deci 5,5 milioane de euro, ceea ce reprezintă 7 milioane și de dolari, este prezentată și în raportul Crol, Crol ca fiind compania Rodos. Că eu aș fi avut ceva cu ea. Deci aici aveți revizuirea, care am depus-o deja, care are la bază nu pur și simplu declarație că eu nu am nimic cu această companie, demonstrați-mi voi că am ceva cu această companie, dar demonstrăm printr-o hotărâre a instanței de judecată irevocabilă, care arată foarte clar că suma respectivă de 5,5 milioane de euro, 7 și dolari, la Rodos a fost, chiar dacă eu nu am nicio treabă cu compania respectivă și o să vă demonstrez în acest sens cu un document suplimentar, a fost o zi sau două. Pentru că ulterior, pentru o înțelegere între părți, de la Rodos s-a întors înapoi la dovastra, deci la o companie a lui Șor. Iar ulterior s-a ridicat sechestrele și 5,5 milioane, sunt absolut sigur, au fost furate. Dar pus în sarcina mea. Deci băieții au luat banii, dar în sentința mea. Eu nu o să dau prea multe cuvinte în explicare, o să vă prezint actele necesare care demonstrează exact acest lucru. Le vom citi mai târziu. Da, pe care le veți citi și veți vedea că sunt acte care nu pot fi
În același rând, legat de această companie Rodos, da? Care este prezentată în raportul Crowe, o să mai vedeți aici o ordonanță a procurorilor de clasare a dosarului privind suma respectivă, care nu reprezintă spălare de bani și tot așa mai departe, tot așa mai departe, dar nu pentru a mă absolvi pe mine de oarecare, pentru a putea să scoate sechestrele și să poate să ia banii. Ulterior, am mai vorbit despre... Cine totuși a luat banii? Părerea mea personală? Da. Părerea mea personală, că ești procurorii, Șor și... Procurorii au luat bani. Da. Și fostul meu avocat, pentru că chiar dacă s-a întâmplat lucrul ăsta în 2014, ridicarea acestei ordonanțe de executare silită a fost ridicată de reprezentantul biroului lui de avocați. Știi ce înseamnă? Că în momentul în care eram condamnat și suma respectivă era pusă în sarcină, el știa din 2014 ce se întâmpla cu banii respectivi. Acum, 2,7 milioane de euro, care reprezintă 3 milioane și ceva de dolari. Scuzați, am să mai opresc o dată aici. Vă rog. Deci, avocatul dumneavoastră, procurorii, care procurori? Pe caz? Sau care procurori? Fără procurori, acest lucru nu a putut fi făcut. Dar cine erau procurorii care puteau aici să intervină? Eu nu pot să spun, eu pot să bănuiesc. Și pe bănuieli nu merg. Eu aș vrea ca să nu mergem în speculații foarte mari, pentru că noi, trei procurori, știam pe doamna Bețișor. Erau mai mulți procurori. Nu. Deci, aici vreau să fac o clarificare, după care trecem mai departe. Eu cred că rolul doamnei Bețișor în dosarul meu și, în general, în această situație cu miliardul, este mult prea mărit. Eu cred că sunt ultimul om care aș face servicii de avocatură pentru doamna Bețișor. Însă eu cunosc exact cine a lucrat pe dosarul meu, însă a fost vocea și cea care a vociferat în instanță ceea ce de fapt era lucrat la subteran, de regulă noaptea, de către un grup de procurori în frunte cu Popenco. Este așa un cetățean. În afara emisiunii, eu să vă spun cine cred că din procurori au participat la furtul acestor bani. Da. Și de ce atât de tare au... Noi am depus sute de demersuri. Instanța de judecat, un blocaj și o luptă acerbă pentru a nu primi informația vis-a-vis de această sumă. Cred că și din cauza că în cazul dat, Plăhătniuc nici nu știa de faptul ăsta. Că se iau acești bani. Pentru că pe lângă acoperirea asta generală, au făcut multe mizerii și ăștia la nivelul lor. Da, deci noi vorbim despre 7 milioane de dolari care s-ar fi dus la niște procurori, fără participarea lui, hai să spunem așa. Și o să vedeți în materialele care vor fi prezentate că anume reprezentanta biroului dânsului a ridicat această ordonanță, deci el a știut despre această tranzacție. Mergem mai departe. Da. Deci 2,7 milioane de euro, ceea ce înseamnă 3 milioane și de dolari, este revizuirea a doua. Suma respectivă de bani este imputată unei alte persoane. Anterior ca decizia mea să fie luată, deci persoana și-a recunoscut vinovăția, este constituit de parte civilă pe suma respectivă, este vorba de Banca de Economii, a început să fie plătite această sumă, procurorul știa de acest fapt, pentru că este vorba de același procuror și în primul caz și al doilea, și mi-a fost imputată aceeași sumă și mie. Dar cui deci mai era aici... imputată ca să... Foarte simplu. Cui mai era imputată? Domnului Rusu. Domnului Rusu. Uh-huh. Da, deci se primește foarte simplu. Pe aceeași sumă este posibil să încriminezi două, trei persoane pentru infracțiuni diferite. Trafic de influență, spălare de bani și mai departe. Însă, pentru aceste trei persoane, nu pot să impuți această sumă de trei ori, pentru că nu este vorba de 2,7 milioane, e vorba de... să nu fac ecuațiile matematice. Deci, încă o dată, lucrul ăsta s-a știut și, așa cum știu ei foarte bine, din motivul ăsta consider că doamna judecător care a vorbit aseară sau la altă seară
nu a făcut suficient, pentru că dacă se făcea o expertiză financiară contabilă sau dacă sau ce obțin eram ascultați când vorbeam și se verifica, nu doar sumele care au fost scoase, dacă vă aduceți aminte, spunea că le-am primit de la 3 cetățeni din Federația Rusă, mie mi s-au imputat companii din România și din Republica Moldova, care în total ar fi beneficiat de circa 10 milioane de dolari. Calculul este foarte simplu. De ce nu a fost făcută această solicitare de către avocat? Așa, deci nu s-a prezentat în instanță, rămâne de presupus, doar că noi am primit răspunsurile respective și o să vedeți. Că noi când judecăm o persoană, noi când o judecăm, când se judecă o persoană, o să judecă, cum se spune, popaneate. Să judecă pe probe juridice clare. Dacă vorbești că cetățeanul e beneficiar, trebuie să-i probezi lucrul ăsta. Fiindcă în caz contrar, mâine, poi mâine, oricare dintre noi poate să trezească responsabil pentru o companie care s-a săvârșit anumite infracțiuni. Ori în instanța de judecată asta trebuie să se întâmple. Expertize, probe și așa mai departe. Nu ca declarat șor. La mine, la un moment dat, se crea impresia, nu doar datorită dosarului meu, dar în general, dosarul lui Kiril Ucinski, dosarul Platon și tot așa mai departe. Platon nu e nedrog, nu este nadarojă, este așa o expresie. Este imposibil ca în baza o declarație unei persoane vizate și cointeresate să condamne oamenii în maniera în care s-a făcut. Și aici aveți un prim răspuns de la autoritățile din Republica Moldova și o să vedeți că eu nu am avut nicio... Da, Moldova, că nu am avut nicio calitate niciodată. Și asta este pur adevăr. Eu am avut calitate în 3 companii în toată viața mea. Am fost acționar în compania Romul Trading, începând cu anul 1994, Romul Trading cu 95, ulterior am fost acționar la societatea de acțiuni Dosoftei și care s-a transformat în Capital Invest Company. Atât. Domnule Filat, înțeleg că dumneavoastră mai aveți acolo... Nu, încă o hârtie. Încă o hârtie, și după okay. aia vă explic fiecare. Da, după asta eu mai am întrebări. Sper și eu o să vă răspund. Și aici avem răspuns de la autoritățile din România vis-a-vis de companiile care mi-au fost imputate cu sumele care o să le găsesc în raport. Și în crol, da. În care o să vedeți că eu nu am deținut nicio calitate niciodată în aceste companii. Avem o mică restanță pe 2 companii sau 3 companii, nici nu mai țin minte, care sunt din zona offshore, la care noi nu putem obține actele necesare pentru că nu am calitate. Sperăm acum, având noua guvernare, sper că nu va fi selectivă, și vom reuși prin comisiile rogatorii, procuratură sau Ministerul Justiției, să obținem informațiile respective. Acum am să vă întreb eu. Încă o dată. Vă rog. Dacă, totuși, v-ați găsit printre cei care au beneficiat de ceva bani din Banca de Economie, Unibank sau Banca Socială. În ce sens? În sens că banii care nu ar fi trebuit să vă revină din aceste bănci, dar ei cumva indirect au ajuns la dumneavoastră. Dacă, totuși, a greșit întru totul Kroll atunci când v-a pus în lista beneficiarilor. Vă întreb pentru că îmi este greu să cred că nașul dumneavoastră ar fi fost beneficiar fără ca dumneavoastră să știți că el s-a implicat în toată această poveste. Deci, în primul rând, eu nu am spus niciodată că nu am știut. Relevant este să vedeți declarațiile mele în dosarul meu, care a fost închis. De-aia eu am ținut și grevă foame, de asta am țipat tot perioada de timp. Apropo, nu pentru a fi eliberat sau îmi face anumite favori. Eu un singur lucru am solicitat în toată perioada asta de timp. Dosarul să fie unul public. Da, știm. Pentru și că noi ei am țipat doreau, ei spuneau că au probe. Și eu spuneam, dacă aveți probe, haideți să le probăm. Am spus-o în instanță de judecată și vă spun și acum. Din toate companiile enunțate în dosarul meu, eu am cunoscut doar despre compania Caravita. Companie care a fost fondată ca așa am dorit. Eu mi-am dorit, de când eram student, să am o livadă de 100 de hectare de nuc. Și am fondat această companie împreună cu fosta soție, iar în momentul divorțului nu am mai avut cine să ocupe și nici n-am mai avut interesul. Rusul era administrator și a preluat această companie. Este adevărat că eu am știut că Ion și am avut o întâlnire, una am avut comună cu acest șor.
Și a discutat despre posibilitatea creditării. Eu am știut că creditările sunt făcute ori din sursele lui proprii, pentru că el avea trei bănci, el era un mare om în țara asta, în ghilimele iarăși. Și din surse, iarăși, din Gazprom Bank și tot așa mai departe și așa mai departe. Un lucru relevant în sensul ăsta este doar că o să regăsiți fiecare cent. Fiecare cent în aceste sume care se regăsesc în Kroll sau în companiile respective investite în Republica Moldova. În livezi, în teren și așa mai departe. Nu bani furați, duși mai departe. În cazul respectiv era simplu să se constate faptul că a fost înșelat. Apropo, Rusul a recunoscut cum a fost totul. El nu a mers pe o formulă în care să nu recunoască și să beneficieze. Dânsul a spus exact cum a fost. Pur și simplu, aceste surse trebuiau să fie recalificate în credit către BEM cu gajurile respective și întoarse. Era simplu. Dar nu se meargă pe... El a suferit foarte mult din cauza mea, asta este adevărat. Pentru că el a fost pur și simplu și familia lui ostatici. Și au trecut prin lucruri complicate. Legat de furtul miliardului, că totuși v-am întrebat, dar tot eu v-am întrerup mai devreme, legat de faptul, ipoteza pe care o vezi ce s-a întâmplat acolo. Acum am să vă întreb un termen mai degrabă juridici. În asta, ce calitate v-ați da procesual în tot această poveste legată de furtul miliardului? Complice, martor, ce credeți că ați fost? Dacă e să vedem așa ca un dosar mare, că noi așa și n-am mai avut un dosar mare al furtului miliardului, că asta ar fi însemnat să aflăm și suma cât s-a furat. Eu am studii juridice, dar nu în calitate în care să acord statut procesual unei sau altuia. Vreau doar să știți că mai mare critic față de mine, fața Pământului, decât mine însumi, nu există. De asta și v-am întrebat. Eu nu o să-mi dau o calitate procesuală. Eu doar vreau să spun că eu port o vină. Iar vina respectivă, categoric, nu putea fi încadrată la capitolul răspundere penală. Era răspundere politică și eu sunt o persoană care răspund pentru faptele mele. Păi, vina politică în ce a constat? Că ce n-ați făcut sau ce ați făcut? Mai bine spus că nu am făcut ce a trebuit să fac pentru că lucrurile astea nu se întâmplă. Ce? Când și ce? Multe, probabil. Iată primul lucru pe care trebuie să-l faci. Nu pot să dau acum o acțiune, că nu era vorba, și nu este vorba de o acțiune care trebuie de făcută. Era vorba de foarte multe acțiuni care trebuie de făcute. Dacă o să mă întrebați ce a trebuit să fac, da, și să vă răspund, că insistați, așa cum sunteți de obicei. Da, așa. Da, așa, da. Așa vreau atunci, să zic eu. Atunci o să vă răspund. A trebuit în 2013 să merg în alegeri anticipate. Dumneavoastră nu știați atunci, probabil, ce urmează să se întâmple. Sau știați? Nu, eu știam că lucrurile spre bine nu merg, dar argumentele pe care mi le-au dat, iarăși, prietenii noștri din exterior, că avem risc mare să nu ducem până la bun sfârșit liberalizarea regimului de vize, să nu avem acordul de asociere semnat, asta ar însemna să fiu prea egoist. Eu însă le spuneam că nu e vorba de mine, este vorba de anumite procese care se vor întâmpla clar. Și cel puțin domnul președinte Băsescu cunoaște discuțiile, că cunoaște anumite lucruri, că am avut discuții interminabile cu dânsul la acest subiect. Dânsul are o abordare statalistă și tot timpul îmi spunea, și îi mulțumesc pentru sfaturile care mi le-a dat, că trebuie să privesc lucrurile peste modul în care le văd eu, le înțeleg eu și să mă uit în perspectivă în cazul dat Republicii Moldova. Bun, dumneavoastră ați spus de anul 2013. Dar să mă întorc înapoi, vreau să vă spun că Republica Moldova, pentru Republica Moldova, ar fost mai benefic să semnăm acord de asociere mai târziu un pic, inclusiv chiar să beneficiem de regimul liberalizat de vize mai târziu un pic, dar să avem o clarificare atunci. Pentru că în rezultat am avut un chin din asta prelungit de 6 ani de zile în care s-au întâmplat prea multe lucruri. Ziceam înainte de emisiune sau la început emisiunii despre faptul că am recitit ieri cele mai tari adresări pe care le-ați avut dumneavoastră către cetățeni, cu declarații prin care ați spus lucruri
printre rânduri uneori, dar le-ați spus. Și direct, uneori. Da, și direct, dar uneori și cea mai tare a fost, de fapt, declarația din 2011. Aceea de pe 22 iulie, cred. Adresarea către cetățeni. Adresarea către cetățeni. Acolo, prima dată, ne-ați spus despre Păpușar. Noi am aflat cine este, ce cu am el. Am spus că... Nu am auzit niciodată, dar era prima dată când cineva spunea despre asta. Am spus că mafiotizarea este mai periculoasă decât comunizarea. Da. Atunci a fost cea mai curajoasă, cea mai vocală adresare a dumneavoastră către cetățeni. A urmat în 2013 una deja mai temperată. Deja mai temperată. În 2013? 2013. Vă referiți la care? Probabil 13, ora 13-2013. Iată, știți, atunci când am 13 februarie 2013, exact. Da. Uneau, care ați spus? Unii au calificat-o că am dezamorsat o bombă atomică. Dumneavoastră spuneți că a fost mai temperată. Iată, o să ne spuneți cineva a făcut astfel de recomandări atunci și v-ați spus că ați dezamorsat bomba atomică. Am auzit că ați avut un consilier foarte neinspirat atunci, care după asta a mai consiliat și pe alții. Atunci ziceați așa, orice încercare de șantaj politic, orice încercare de a împinge țara în alegeri anticipate de către colegii de alianță trebuie oprite. În caz contrar, ei urmează să-și asume toată responsabilitatea, dar și consecințele. Țin să le transmit tuturor pe această cale că nu voi mai tolera folosirea instituțiilor statului în alte scopuri decât cele ale cetățenilor, nu voi mai tolera derapajele antidemocratice și nu voi mai tolera ca cineva să țină ostatici cetățenii unei întregi țări, cetățenii Republicii Moldova. Tranșantă declarație. Da, și mi-e parțină. Dar după asta lucrurile s-au schimbat, s-au întâmplat altfel. Corect, am fost demis. S-au schimbat... Da. Foarte tranșant și foarte rapid. Da, dar, mă rog, poate că nu aveați prim-ministru, aveați o fracțiune în Parlament, dar erați în continuare într-o alianță. Da, mă rog, ce animozități aveați dumneavoastră pe interior, noi în public nu știam. După demisia... Întrebarea este, știți cum s-a interpretat toate lucrurile astea în public? S-a interpretat așa, vă spun, deci cum a înțeles opinia publică lucrurile astea? A zis așa, Vlad Filat a fost curajos, s-a trezit că s-a pornit cu sapa la avioane și a dat seama sabie fără scut, așa a fost, da. Și a înțeles că cel mai bine este să se împace. Iar această împăcare a avut și ea un preț, din care a avut de câștigat fiecare. S-au împărțit sfere de influență, s-au împărțit, nu știu, niște averi, niște bani, da? Deci așa s-a interpretat public. Că dumneavoastră nu dezinteresat ați făcut pași înapoi și nu neapărat în interesul cetățenilor și în interesul Republicii Moldova. Iată acum, puteți să ne spuneți de ce totuși atunci ați făcut aceste cederi, ați făcut declarații foarte tari, după care ați plecat capul. Deci, în primul rând, eu nu am plecat capul. Și asupra acestui fapt insist. Doi, noi nu trebuie să trecem cu vederea contextul în care au fost făcute aceste declarații. Noi nu trebuie să uităm că această declarație a fost drept rezultat al unor evenimente care au avut la bază tragedia din Pădurea Domnească, care iarăși au scos la iveală tot ce e mai urât și poate să întâmple într-un stat dacă ne pretindem drept. Procurori, judecători, oameni de afaceri mai departe, la vânători ilegale, sunt pușcă între ei, doamne iartă-mă, nu între ei, în pușcă, omoară un om, încearcă să ascundă acest omor. Prim-ministru află despre asta de la jurnaliști după slujba de Crăciun din 7 ianuarie. Deci, noi nu avem întrebări de ce ați făcut această declarație. Nu, dar eu... Este foarte bine că ați făcut-o. Eu ca să vă răspund, vreau să dau... Da. Întrebarea de ce pe urmă lucrurile e foarte simplu, dacă noi vrem să fim deceluși. Pentru că știți cum copilul mic întreabă, de ce se întâmplă asta, de ce se întâmplă aia, dar e greu să-i explici unui mic, de ce se întâmplă din tot răspunsul. Dar în cazul nostru, eu cred că chiar trebuie să dăm tot răspunsul. Da. Eu nu aveam planificate declarații de război, războaie și așa mai departe. În fața mea era o sarcină. Eu strângeam, Mariană, pumnii în fiecare zi până la sânge. Și trebuia să rept, să tac, să mă fac că nu văd. Știți pentru ce? Pentru ce? Pentru ca noi să finalizăm
cel puțin două scopuri care le-am propus și care erau foarte aproape de noi. Și au investit în noi atâta și atâta încredere, oameni importanți din lumea asta. Și în momentul în care la noi se începeau discuțiile astea, primeam telefoane și ne întrebeau, păi ce cu voi acolo? Aveți tot sprijinul, aveți, uite, vă înnecați la mal, răbdați, treceți peste etapa respectivă și după care clarificați-vă. Deci în fața mea era sarcină clară să depășim toate momentele care, încă o dată, grave erau. Dar să avem acest acord de asociere, pentru că el nu e un simplu document, el reprezintă, dacă vreți, un cadru în care noi trebuia ulterior să ne dezvoltăm, cu angajamente clare, nu doar cuvințele, cu angajamente clare pentru Republica Moldova. Mie mai mult mă interesau angajamentele noastre decât angajamentele lor față de noi. Pentru că noi trebuie să ne europenizăm, nu pe europeni trebuie să ne moldovenizăm. Dar poți să te europenizezi, domnule Filat, și să aduci Europa acasă sau să duci Moldova în Europa închizând ochii la fere de legi? Asta nu înseamnă că închizi ochii. Da, închideați ochii. Dacă... Dumneavoastră tocmai ați spus că strângeați pumnii și trebuia dacă... să tolerați. Marina, eu numai nu-mi spuneți mie că eu am închis ochii. Și nu-mi spuneți mie că eu n-am vorbit. Dacă n-am mai vorbit și eu, atunci nu știu cine a vorbit. Pentru că eu dacă toleram în general și dacă eu eram conformist și urmăream interese materiale, după cum spuneați, eu nu mai ieșeam cu declarații. Nici în 2011, nu, spunea unii, din context, am scos, da. Mă scuzați, în 2011, în 2012, în 2013 și tot așa mai departe, îmi vedeam de treburile mele, stăteam cu mințel și eram și eu un simplu prim-ministru, vorba aia. Însă, ce s-a întâmplat atunci? N-a mai putut fi tolerat. Ați mai făcut dumneavoastră o declarație. Ați spus așa, dacă reușeam să-l destituim pe Zupco și Drăguțanu, nu ajungeam la fraudă. Da. Vă cred. Dar ați făcut încercări să-i demiteți. Pe Zupco, da, dar Drăguțanu nu înțeleg. Da, și multe. Unde? În discuțiile care le-am avut și publice și în discuțiile în coaliție și așa mai departe. Condiția ca Drăguțean să plece a fost una, ca să nu spun permanentă, aproape permanentă. Doar ca să știți că Drăguțeanul de capul lui era la Banca Națională. Era de capul lui? Nu era, nu era de capul lui. Responsabil de el a fost tot timpul Candu. Candu? Da, el a fost responsabil. De către activitățile la Banca Națională. Dar mă greșesc că au fost colegi cândva. Eu cred că dacă nu erau colegi, tot Candu era responsabil de activitatea Băncii Naționale. Dar aici situația este așa cum este. Aș vrea să trec de la furtul miliardului la următorul subiect legat de aeroport, dar totuși mie mi-e tare scump acest subiect legat de furtul miliardului, tare sper să facă lumină el. El e foarte scump pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Da, 25 de ani. Și la propriu este scump. Vă întrebam, miza, de fapt, în acest furt, unde a fost? Pe banii din bănci sau pe banii din rezervele naționale? Eu cred că inițial ei n-au avut o miză anume. Ne-a zicea că ei au făcut planul din timp. Nu. O miză anume. Banii... Nu, miza a fost preluarea băncilor, clar. Uh-huh. Ulterior, acoperirea acestor credite. Creditele din trecut? Secătuirea băncilor a fost în plan? Bun, ce s-a întâmplat în trecut, ei puteau doar să acopere, da. Nu puteau influența. Da, dar să se bucure de bani. Erau cheltuieli și curente, cum s-ar spune, cu banii erau scoși permanent, după cum se arată din banii care au ieșit din sistemul. Nu întâmplător, nu, intenționat erau scoși. Eu nu cred că era ceva întâmplător. Aveau nevoie de bani, scoteau banii. Era simplu. Bun, pot să zici așa, nu-și dădeau seama de ce fac, scoteau bani că aveau nevoie și urmă s-au pomenit că, vai, nu mai sunt bani. Nu. Deci planul din start a fost să scoată toți banii de acolo? Deci, nu știu dacă toți banii de acolo, despre mine, ideal de mine, poți să spui că nu știi ce se face, ce se întâmplă într-o bancă sau ce faci într-o bancă și ce consecințe sunt. Da.
Dar cei care s-au ocupat, același Ralu, Plăhotniuc, Șorșa, nu știu exact care sunt consecințe, deci nu putem spune că a fost întâmplător. Este absurd. Doar că cred că evenimentele sau situația i-a depășit și pe ei la un moment dat. Și lucrurile, ca să le vedem în totalitate, trebuie să mergem către început, către toamna anului 2014. Atunci când s-a venit cu acea modificare de legislație. Prin asumare de răspundere. Bun, asumarea răspunderea a fost soluție de ultimă oră. Deci cu o zi înainte s-a luat decizia respectivă. Se încerca modificarea legislației prin intermediul Parlamentului. Erau ceva blocaje în Comisia Finanță-Buget. Dar vă rog să mă credeți că foarte puțini oameni, eu chiar cred că domnul Leancă nu a știut despre sintagma respectivă care permitea oferirea garanțiilor de stat, la fel cum n-a știut mulți dintre noi. Și eu cred, pentru că dumnealui nu avea capacitatea, cunoștințele. Dar avea consilieri, avea suficienți oameni în jur care ar fi trebuit să observe lucrul ăsta, să spunem. Dar ce ține de dânsul personal, vă spun, cred că nu a observat nici el. Lucrul ăsta s-a observat și s-a aflat, de fapt, ulterior. Înainte ca să se ia decizia privind garanțiile de stat pentru prima sumă de 9,5 miliarde. Această decizie a fost precedată, nu o să spun exact data, nu mi-aduc aminte, dar a fost precedată de către o întâlnire la reședința de stat. Nu să șercăm în premier. Pe mine m-a invitat Leancă. Restul nu știu cine și pe cine a invitat. Însă, la acea întrevedere, la reședința de stat, în... Dar cine mai era ceilalți? Vă spun acum. Aha, ok. Deci, am spus doar că nu știu cine a invitat, dar cine a fost, știu. Știu. Că am participat. Deci, în sala cu cămin, cum se spune, la întrunire respectivă a participat președintele Timofte, Plăhotniuc, Corman, Leancă, eu și Păduraru, secretarul general al președinției. Discuția a început prin o încercare a domnului Leancă de cine ne-a invitat, după care a fost preluată inițiativa de către Plăhotniuc și a vorbit despre pericolul iminent care este în sistemul bancar, dar nu atât prin ce se întâmplă în Banca de Economie, dar prin riscurile care le-ar reprezenta acțiunile pe care le-ar întreprinde Platon în vederea alegerilor anticipate. Asta era înainte de alegeri. Trebuie să fac aici o mențiune, cu toate speculațiile care sunt, eu cu Veselov Platon m-am văzut de numărate ori, ca să fie explice, nu am avut niciodată afaceri cu el, nu știu exact ce a făcut și rău în Republica Moldova, pentru că am avut calitate de prim-ministru și ne-am lovit de multe ori în anumite situații, de anumite situații create de către dânsul. Dar sperietoarea asta, tancurile rusești Platon, era folosită foarte des în a promova anumite idei. Lucrul ăsta a fost. Și pentru ca să nu existe o situație în care să nu avem posibilitatea să acționăm, eu asta redau din ceea ce țin minte spusele lui Plăhotniuc. Trebuie să oferim posibilitate, guvernul trebuie să ofere garanții de stat pentru a primi în funcție de necesitate bani de la Banca Națională. Asta a fost discuția generală. N-ați încercat să întrebați pe Plăhotniuc cu ce ocazie vine el cu această soluție? Anume el. Deci ideea este că nu a venit el cu această soluție. Deci invitația a fost făcută de prim-ministru. El a explicat-o, mai bine spus, decât să vină. De ce explică un om care nu deține nicio funcție în stat? Bun, nici eu nu dețineam funcție atunci în stat.
nu era nici președinte de partid? Nici, nu, lăsați funcția de președinte de partid, azi e o funcție așa prea mărită, să-i spunem. Este o activitate asociativă. Ok, dacă vreți să puneți că eu eram președinte de partid, el nu era, vreau să spun că el de mult era președinte de partid, mai președinte bine, de partid. Bine, dumneavoastră știați mult mai bine, nu numai președinte de ce era, poate nu eu, doar de partid. Deci, întrebarea este, când vine omul ăsta, despre care dumneavoastră înțelegeți foarte bine... Încă nu vine omul ăsta, a venit prim-ministru, președintele Parlamentului, președintele țării. Da, dar și Vlad Plahotniuc. Da, da. Vine el și vă propune o soluție. Știind foarte bine ce fel de soluții propune dumnealui de obicei. Vociferează, înțeleg. Urma să fie soluția... El a explicat soluția respectivă. De ce nu și-a explicat-o, domnule Anca? Dumnealui nu știa ce soluție are de explicat? Uitați-vă în sensul ăsta, eu cred că ar fi cazul să vorbiți cu domnul președinte Timofte și cu cei care au participat la întrevederea respectivă și să spună ei ce s-a întâmplat. Eu... Dumneavoastră s-a adresat o întrebare. Eu puteam să trec cu vederea de aspectul ăsta. Mm-hmm. Doar că am avut înțeles la început că vorbim sincer da, și tot ce sigur. S-a întâmplat. Asta este un episod foarte important. Și foarte important este să încercăm să-l localizăm. Vreau să înțeleg dacă această soluție a fost dată cu puțin timp înainte de ședința guvernului sau nu, pentru că legal, în guvern a venit o decizie acestei comisii stabilitate financiară și mai nu știu ce, care a venit și cu o sumă de bani pe care până în prezent nimeni nu ne-o poate explica de ce e 9,5, de unde reiese această cifră, cine a făcut calculele, să ne le arate, de unde au pornit. Deci la acea întâlnire nu s-au luat decizii. Acea întâlnire a fost o întâlnire de informare. Nu a fost una de... Cadrul nu a fost decizional. Deci nu a fost, nu a fost nici Consiliul Superior de Securitate, nu a fost... Deci a fost o întâlnire neformală în care s-a prezentat o informare. Mie mi se pare că Leanca a procedat corect pentru a nu citi din ziare ce au luat ei decizii la guvern. Nu s-a vorbit despre sumă și nu s-a vorbit despre faptul că va fi luată această decizie. S-a vorbit despre faptul că ar fi posibil să se întâmple lucrul ăsta. În cazul de necesitate. Și această necesitate a apărut în alegeri, datele de acum nu le mai spun, că le știți, enunțându-se motivul că din banca de economii sunt sustrageri masive de bani și nu mai sunt resurse suficiente pentru a acoperi cererile. Și asta ar însemna că oamenii merg în stradă și cu expresie ulterioară, inclusiv în rezultatul alegerilor. Asta așa a fost. Bine. Domnule Anca, înțelegea în acel moment ce face, cum credeți? Întrebați-l, vă rog, pe dânsul. Dar cum aveți? Dumneavoastră înțelegeați ce face? Ce se vrea? Știți, eu am întrebare la el mai simplă. Dacă el înțelegea când depunea depoziție împotriva mea, la el la domiciliu, în zi de hram, că anume acea depoziție duce la arestarea mea a doua zi. Deci sunt niște lucruri mai simple la care eu nu înțeleg de ce a procedat. Dar în situații de atât de complexe, mie mi-e greu să vă spun. Dar dumneavoastră atunci ați înțeles ce se face? Eu nu m-am gândit că se face ceea ce s-a făcut până la urmă. Eu chiar am crezut că este o soluție pentru moment ca să nu se ducă într-o criză profundă și ulterior să o rezolvăm. Doar că discuțiile care au fost ulterior, când prima instanță primesc banii persoanele fizice, ulterior persoanele juridice și așa mai departe, ele au fost inversate și puse ulterior într-o situație de lipsă de alternativă pentru a oferi următoarea garanție. Aici ar trebui să ne răspundă acea comisie care a întors banii, comisie din care, da, care a fost instituită mai târziu și care probabil a fost uitată, sper eu, de procurori și poate că procurorii acum își amintesc de ei și întreabă cum au împărțit din banii statului, din prima garanție de stat și cum am ajuns să avem a doua garanție de stat, cea a domnului Gaburiș. Domnul Gaburiș, de ce a făcut asta? Tot pentru că a fost constrâns? Dar cine a fost constrâns? Dacă domnul Leanca a fost constrâns, așa am înțeles. Păi, de fapt, ca să nu iasă 10.000 de oameni în stradă, să nu facă proteste? Eu nu cred că el a fost constrâns de aceasta. Eu cred că el a luat o decizie, mai degrabă fiindu-i explicată. Dacă vedem,
în ședința de guvern, stenograma este publică, deja vedem de cine a fost explicată necesitatea aprobării acestei hotărâri și anume în formă în care a fost aprobată. Acolo au fost și păreri contradictorii, da. Dacă ne duc aminte, domnul ministru Recean. Domnul Recean a vorbit foarte clar și aproape ca un proroc despre riscurile care există și care de altfel s-au adeverit. Domnul Cantu a fost cel care a insistat foarte mult. Deci, stenograma este, cum da. Se spune, foarte grăitoare. Da. Nu trebuie să mai dăm explicații. După care, perioada de timp a trecut, soluțiile nu apăreau, s-a venit cu solicitarea de către Banca Națională de această dată de suplinirea garanțiilor bancare în valoare de 5,5 miliarde. Trebuie să vă spun că domnul Gaburici nu a fost foarte fericit, să-i spun așa, moale. A fost chiar împotrivă la această soluție. Fiind, de asta și v-am întrebat de constrângeri. Fiind... atunci, practic, toți am fost constrânși, o să explic de ce. Fiind secundat puternic de către Nathan Garșe, care și acum am înțeles că e consilier la guvernatorul Băncii Naționale. În urma acestor ping-pong-uri și discuții, eu eram deja în Parlament, eram președinte fracțiunii, ne-am văzut în biroul 524 la guvern, la care a participat Gaburici, la care am participat eu, a participat și Valeriu Streleț, dacă nu mă înșală memoria, că eu n-am mai vrut să merg singur. Dar cineva a convocat, de ce să duc? Uitați-vă, acum chiar nu pot să spun, dar probabil cred că tot prim-ministru a vrut să avem clarificarea respectivă, la care a participat iarăși Plăhătniuc, de data aceasta și nefericit prezența și Iralov. A mai fost prezent ministrul finanțelor atunci, Arapu. Și a fost o discuție, nu generală, de această dată, pe puncte. O situație era cu totul diferită deja. Bun, a doua garanție a acoperit banii oamenilor. A doua garanție, nu aveai cum deja să te pronunți într-o... Ei au achitat întâi băncile, companiile, inclusiv cel care a investit chipurile în emisie suplimentară din Federația Rusă. Dacă țineți minte, eu am transmis un mesaj public și am să fiți atenți că o să scoată banii și ăștia. Și au rămas oamenii care nu au fost plătiți. Ori... Atunci, nu v-ați întrebat pe Vlad Plahotniuc ce ați făcut cu prima garanție? Ce ați făcut cu banii? În primul rând, nu pe el trebuie de-l întrebat. Ce dacă el era cel care tot venea cu explicații. Haideți, eu chiar vreau ca să fim corecți. Nici... Să nu fabulăm pe seama lui, da? Nu, el este un personaj diabolic care eu, ascultând despre el cum este în 2010, am spus cum a spus, hai, nu fabulați, ca să ajung după o perioadă de timp să înțeleg că sunt oameni, într-adevăr, care au asemenea capacități care chiar îți permite să fabulezi. Însă, încă o dată, dumneavoastră ați spus ceva mai devreme, că anumite sugestii, anumite soluții propuse, anumite lucruri s-au făcut. Însă, ulterior, au venit instituțiile, inclusiv acea comisie de la care v-ați referit, că urma, ei s-au acoperit formal și au spus că fiecare sumă de bani va fi admisă sau permisă de către o comisie specială formată... Da, filtre. Corect? Uitați-vă, când vă uitați la documentul respectiv, nu se urmărește nicio scop ascuns. Uitați-vă, este filtru 1, filtru 2, filtru 3. Bun, poate că, dar întrebarea că a venit a doua garanție și acolo e momentul în care chiar ar fi trebuit să adresați întrebări. Unde s-au defectat filtrele asta voastre? Asta nu înseamnă că n-au fost discuții. Asta nu înseamnă că n-au fost întrebări. Doar că acum eu să spun că eu m-am urcat pe ambrazură și am spus unde sunt, nu pot să fac, că n-am făcut lucrul ăsta. Dar și cineva spun, a încercat să se urce pe ambrazură ce? Cineva a încercat să întrebe din păcate, unde sunt 9 miliarde banii din cetățenilor? Nu, în primul rând, explicația a fost dată că s-au întors înapoi celor care dețineau banii în bănci. Dacă este mă întrebați unde s-a făcut greșeala, s-a făcut greșeala atunci când s-a aprobat hotărârea de guvern.
unde scria cui și cât se returnează din deponent, din suma deponentă la bancă. Pe acolo nu a fost nici un plafon și nu a fost nici o limitare. Înțeleg, domnul Filar. Și mie mi-a luat fix o lună de zile, pentru că eu sunt jurnalist. De investigație. Mă rog, jurnalist de Republica Moldova, care nu este foarte iubit și căruia nu se oferă cu mare dragoste acces la informații. Dar mie mi-a luat o lună de zile să înțeleg ce s-a întâmplat cu prima garanție de stat. Să-mi dau seama că acei bani au fost, de fapt, cheltuiți aiurea pe întoarcerea creditelor interbancare de la Victoria Bank și celelalte bănci implicate în furtul miliardului, da? Pentru că ei au generat banii care au fost storși din băncile în care nu mai erau bani, de fapt. Ca să înțeleg că banii s-au mai dus la niște companii private, ca să-mi dau seama că s-au întors niște credite, niște depozite a unor milionari din Republica Moldova. Deci eu, ca să fac această analiză, ca să-mi dau seama să analizez aceste cifre, mi-a luat o lună de zile. Dumneavoastră probabil că vă lua mult mai puțin timp. Dumneavoastră sau, mă rog, nu, poate nu erați dumneavoastră cel mai indicat om să facă asta în primul rând, poate că trebuie să o facă prim-ministrul Republicii Moldova. Înainte de a acorda două garanții de stat, trebuie să gândească, dar ce au făcut cu primii bani? Deci, cel puțin să poartă răspundere cel care ai cheltuit aiurea. Cel puțin la capitolul analiză ce s-a întâmplat cu prima garanție, vreau să vă spun că a fost discutată, că fiind necesară, și mai mult ca atât, dacă vă aduceți aminte, când a venit domnul Strălesc la guvern, dânsul a luat două decizii, printre primele. Una viza aeroportul internațional și a doua viza anume aceste garanții, aceste garanții cu clarificările respective. Doar că domnul Strălesc consideră că din cauza situației cu mine, dânsul a fost demis. Este supărat pe dumneavoastră? Nu știu, nu am comunicat. Știți, cu supărările la noi mai puțin contează cine supără. Adevărul este că oricum funcția respectivă era răvnită de plăhătniuc și oricum. Era clar că nu va sta mult în funcția aceea. Garanțiile de stat au fost furate? Deci, în baza garanțiilor de stat s-au luat prima bani garanție. Din ambele. Eu vreau să vorbesc pe ansamblu. S-au luat bani de la Banca Națională sau Banca Națională a oferit bani care s-au întors, dacă vorbim juridic, către deponenții la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, iară să uite Banca Socială și Unibank, iarăși ne concentrăm la Banca de Economii. Acolo banii erau puțini, domnule. Erau chiar așa de puțini. Dacă ne uităm din suma totală de 14 miliarde sau 15 miliarde, vedem că vreo 6 miliarde tot ce erau în aceste două bănci, din ce mi-aduc eu aminte. Bun, o parte din acești bani artificial, din credite, plasamente interbancare de la Banca de Economii, în fine. Deci explicația lor a fost următoarea, că banii de la bănci au fost date pentru ca Banca de Economii să poată să-și achite datoriile. Întrebarea mea era dacă au fost furați banii. Nu pot să spun acest lucru. Eu, sincer vă spun, eu nu pot să spun acest lucru, iar raportul Kroll nu ne demonstrează nimic în acest sens. Acest lucru poate fi spus doar de către, din punctul meu de vedere, de către o anchetă independentă, penală, cu probe și cu persoane responsabile. La nivel de luare deciziilor și la nivel de beneficiari. Încă două întrebări scurte pe furtul miliardului. Cine credeți că a fost beneficiar? Principalul beneficiar. Principalul beneficiar, eu consider că a fost Șor. Șor? Eu cred că da. Restul care au beneficiat au fost cei care au fost plătiți tacă, să nu acționeze, să închidă dosare, să traducă 6 luni de zile sentință, să îl protejeze politic și tot așa mai departe. Scuzați, da. Vlad Plahotniuc este un cretin că îi dă voie lui Șor să fure miliarde atât de masiv și nu... Nu, eu cred că el a fost beneficiar, dar mă să întreba cine a fost principalul beneficiar. Principal. De cei mai mulți bani s-a dus la Șor? Eu cred că da. Și a doua întrebare. A existat o implicare externă în toată această poveste? Deci factorul rusesc a jucat vreun rol? Nu a jucat niciodată. Asta a fost mașinărie diabolică pusă la punct și implementată de către ai noștri.
trecem la următorul subiect legat de aeroport. Cine a fost beneficiar pe aeroport? Deci, s-a făcut referință des la hotărârea de guvern care a fost aprobată de guvern condus de mine. Hotărârea respectivă a oferit cadrul general ce vizează concesionarea. Ulterior, s-a organizat acest concurs. Faptul că beneficiar este Magadanski sau nu știu care, Zavod și nu știu care, iarăși, din punctul meu de vedere, a fost pur și simplu o sfidare. Eu nu am știut acest lucru. Înțelegerea mea era că vine un investitor serios și doar acest lucru putea fi... Dar înțelegerea de unde venea? În general, ideea de a da concesiune, de unde venea? De ce trebuie să dăm concesiune aeroportul? Un simplu motiv că la etapă când noi vorbeam despre necesitatea concesiunii, noi aveam nevoie de a investi în aeroport peste 200 de milioane de euro. Bani care nu erau. Și vă rog frumos să aveți în vedere că noi acest aspect îl discutăm în 2013, nu în 2019. Bun, vă referiți la faptul că nu erau atât de multe zboruri sau la ce? Fluxul noi, de pasageri. Noi ne gândeam în perspectivă. Noi avem nevoie de aeroport care să asigure inclusiv creșterea de pasageri, având în vedere liberalizarea regimului de vize, inclusiv. Da, eu am să mă întorc înapoi la matematică, domnule Filat. Da. Mi-mi place matematica, deși sunt jurnalist. Și vreau să înțeleg cum se iau deciziile în guvernele din Republica Moldova. Dumneavoastră ați decis că e nevoie de concesionare pentru că trebuia modernizat aeroportul. Eu sunt de acord, aeroportul avea nevoie de... Noi am luat decizia care oferea cadrul general în baza căruia se poate concesiona aeroportul. Bun, dumneavoastră ați deschis prima portiță. Nu, prima portiță e deschisă de lege, pentru că dacă nu era lege, nu putea să fie hotărâre de guvern. Da. Deci din moment ce s-a pus ideea că haideți să creăm cadrul legal care să, de perspectivă, să... Deci înseamnă că undeva ideea asta exista. Da. Exista, că e bine să concesionăm. De ce? Eu vreau să pornesc ideea bună a guvernului că a avut ca acolo să se facă ordine, să avem un aeroport frumos, modern. Da, ziceam matematică. S-a așezat cineva să facă un calcul. Dar cât timp i-ar lua guvernul și cât ar costa guvernul să facă aceste investiții, pornind de la banii pe care împrumuta singură, pornind de la faptul că continua să există acea taxă de modernizare care nu a fost anulată și care aducea milioane. Și dacă mă întrebați, putea să facă guvernul această modernizare fără șor? Sau fără ADVS? Nimeni nu a discutat atunci de șor. Cu siguranță putea. Mm-hmm. Pentru că, de fapt, tot din acele taxe și s-au făcut modernizările. Este adevărat, doar că concesionarea nu a avut drept scop ce s-a întâmplat. Bine, dar matematica asta cineva a făcut-o? Matematica este matematică și, într-adevăr, este necesară. Ea formează un anumit fel de gândire și stă la baza anumitor calcul. Cât ne costă singur să facem ca să ajungem la concluzia că mai bine să fac alții? Doar că să aveți în vedere că aeroportul, spre exemplu, din Tbilisi este concesionat, din Erevan este concesionat, din foarte multe orașe importante din Europa sunt concesionate și nu-i nimic rău în această. Problema a fost și rămâne în a fi cine a concesionat aeroportul și în care condiții. Nu să considerați că atunci când noi am deschis cadrul sau am aprobat cadrul de concesionare, am avut în cap că contractul va scrie Iralov din partea guvernului și taxa de 9 euro va rămâne în continuare să fie plătită către cel care trebuie să investească. Dar Iralov a scris acest contract. Asta vă spun cu certitudine. Să înțeleg. Și toate clauzele care sunt la contract și mai departe, doar că nici să-l ridicăm pe individul ăsta în cosmos. Să nu uităm că acest contract, spre deosebire de emisia la BEM, a fost aprobat de către guvern, prin hotărâri de guvern, prin discuții la guvern. Apoi și prin Parlament. Și atunci, și prin instanțele de judecată, și atunci când mă întrebați pe mine dacă cineva putea să calculeze, da, nu putea, dar trebuia să calculeze. Dar dumneavoastră mă întrebați ce n-am calculat eu? Îmi cer scuze, n-am calculat, dar nu cred că eu trebuie să fac calculul ăsta. Și dacă vă aduceți aminte în discursul meu din 15 octombrie 2015, în ziua arestării, eu am făcut o trimitere directă la aeroport.
Pentru că și în cadrul, și în cazul aeroportului, ca să aveți în vedere, vă rog frumos, ca și cu BEM-ul, tot așa am fost hrăniți cu promisiuni, este o fază incipientă, intră o companie, după care o să fie un investitor foarte mare din Europa, acum noi negociem cu investitorii. Deci dumneavoastră nu știați nimic despre faptul că e giruit acest aeroport lui Șor. În primul rând, nu avea cum să fie giruit lui Șor. Și eu consider că Șor a fost interfață în cazul dat. Și beneficiarul de la început a fost Plahotniuc la aeroport. Aici chiar nu cred că au existat circumstanțele care au existat, hai să spunem, cu greu, dar atenuante și cu explicațiile în cadrul BEM-ului, cu toate problemele care au fost. Aici era un activ sănătos, un activ care, dacă făceai business planul, așa cum ați făcut dumneavoastră, arăta profitabilitate pentru perioada de viitor și aici cadouri chiar Plahotniuc nu face. Bun, acest contract, dacă îl citești, este foarte clar că a fost scris în defavoarea statului Republica Moldova și în favoarea celui în concesiunea care a fost dată aeroportul. Eu am să fac trimitere, fără a da un nume, la o persoană cu demnitate, cu o funcție foarte importantă în stat, în Republica Moldova, la un moment dat, nu mai este, nu mai deține o funcție publică, dar care, în discuții legate de aeroport, mi-a zis așa un lucru. De câte ori se întâmpla să ne întâlnim cu cei din Federația Rusă, una dintre primele întrebări care ne erau adresate de către Medvedev, nu știu dacă a zis de Putin, de Medvedev a zis cu siguranță, era ce mai face aeroportul nostru? Probabil asta a fost după mine. Întrebarea mea rămâne totuși. Probabil asta a fost după mine. Și aici pot să vă spun eu că la toate întrevederile pe care le-am avut eu cu cei din Federația Rusă, în mod special cu Putin, cu Medvedev am avut și mai puține, dar și... Asta sigur, cu siguranță a fost după dumneavoastră, pentru că asta s-a întâmplat după aeroportul a fost dat în concesiune. Da, dar eu vă spun ce s-a întâmplat până la concesionare, în discuțiile cu cei din Federația Rusă, noi când vorbeam, și apropo, eu am avut o discuție foarte corectă cu Putin în mod special, eu nu pot să spun că am avut vreo discuție, numai să nu intrăm acum în războiul de pe Nistru și mai departe. Eu vorbesc de situațiile care este o situație foarte gravă. Asta nu înseamnă că nu am discutat. Asta nu înseamnă că dânsul nu a arătat disponibilitate și a spus foarte clar că noi suntem deschiși și trebuie să găsim un compromis. Să aveți în vedere că a avut întrevederea Medvedev-Merkel în Germania, nu întâmplător, în discuții care s-a focalizat în jurul problemei transnistrene, ulterior, nu întâmplător am ajuns eu cu Smirnov în Germania și multe alte lucruri care s-au întâmplat. Ca să nu, am făcut replica respectivă și să nu fi înțeles greșit. Aici doar vreau să înțeleg. A existat interese dar, să ieși la aeroport sau nu? Eu o să închei. Dar, în ceea ce ține relațiile curente și în problemele care le-am avut în gestiune, noi am avut o comunicare corectă. Și în momentul în care noi vorbeam despre relațiile economice, așa cum procedam la multiplele întâlniri care le-am avut în afara țării, prezentam o listă de proiecte investiționale, în care era inclusiv BEM-ul, inclusiv aeroportul și așa mai departe. La ultima întâlnire a mea în calitate de prim-ministru cu Putin, care am avut-o la Sochi, era toată delegația așa mai departe, în cadrul discuțiilor care le-am avut, dânsul a întrebat, ca să trecem de la discuții multiple, ca să discutăm lucruri serioase, care ar fi niște proiecte investiționale mari pentru Republica Moldova? Și am vorbit despre infrastructură în general, eu am enunțat asta, am vorbit despre Moldtelecom, am vorbit despre faptul că noi vom scoate, probabil, sau chiar am spus, vom scoate spre concesionare aeroportul Chișinău și tot așa mai departe. Am vorbit și de aeroportul Bălți și aeroportul de Cahul. Acum ce mai face aeroportul nostru? Probabil v-a spus Găburici, pentru că întrebarea a fost adresată lui. Eu asta știu. Și asta nu a fost doar o întrebare. O să vă uitați în arhivă și o să vedeți că este hotărârea Guvernului Federației Ruse în care investiția în aeroportul Chișinău este considerată ca fiind una strategică pentru Guvernul Federației Ruse. Deci nu trebuie să ne ascundem după dege. Păi înseamnă că există interese rusești la aeroport? Eu cred că acolo... În parte e Plahotniuc cu Federația Rusă interesul pentru aeroport? În cazul dat, eu cred că lucrurile au fost mult mai simple. Aici...
Existența acestei investiții în acest hotărâre de guvern nu reprezintă obligatoriu poziția oficială a Federației Ruse. Și asta o să vă spun așa, mai în cunoștință de cauză, asta mai degrabă reiese rugămintea unor persoane din Federația Rusă către Medvedev pentru ca să protejeze această investiție. Vreau să vă spun prin intermediul ușor. Un aeroport într-un stat cu care relațiile sunt diferite în funcție de cum bate vântul, este oarecum strategic, da? Nu, atunci relațiile... Să ai aeroportul unei țări, unicul aeroport funcțional, să ai control asupra lui, așa, eu cred că e strategic. Așa li s-a permis, însă ei nu au aeroportul. Ei nu au aeroportul, ei au gestiunea traficului de pasageri și cei ce sunt infrastructură, spălatul podeilor și mai departe. În rest, gestionarea din punct de vedere strategic, așa cum se discută aeroportul, rămâne după autoritățile naționale. Și în orice moment se iau decizii vis-a-vis de folosirea pistei, de interzicere utilizării pistei și tot așa mai departe. Șor, de ce acceptați cadouri de la el? Pentru că atunci el era un om aparent corect, pozitiv, care eu, spre exemplu, nu am văzut ceva ascuns în comportamentul lui. Și ca să aveți în vedere, Șor, practic, a crescut în casa familiei Lucinski. Deci el era foarte apropiat, ajutat, el rămânând fără tată, de mic copil. Știți cine mi-a făcut mie cunoștință ușor și, practic, într-un fel ajutat? Ce? Kirill Lucinski. Cum s-a comportat Șor în raport cu mine? Asta, hai, trecem pe vedere. Dar uitează cum s-a comportat el în raport cu familia Lucinski, eu chiar nu pot să înțeleg. Sunt niște limite morale care nu poți să le depășești. De ce legătură există între Șor și Iuri Leancă? Dumneavoastră a sugerat recent într-o postare pe Facebook... Eu n-am sugerat, eu am afirmat. Da, bun, n-ați explicat. Ați spus că aș putea aduce și dovezi. Vedeți că se spune foarte des despre faptul că eu l-aș fi influențat pe Iuri Leancă pentru a face sau nu face ceva în raport cu Șor. Uh-huh. Consul onorific, emisie suplimentară sau ce s-a mai spus atunci. Ori eu spun, și lucrul ăsta îl cunoaște lumea din anturajul oamenilor, să spunem așa, că relațiile dintre Șor și Leancă au fost, eu cred că și în ultimul moment au rămas să fie, foarte și foarte apropiate, mult mai apropiate decât între mine și Șor. De ce sunt alimentate? Poftim? Ce fel de relații? De ce sunt alimentate? Amiciție, nu știu, poate armonie în relații. Nu știu, nu mă întreb, Mariana. Eu consider... Relația asta a pornit din momentul în care domnul Leancă a devenit ministru, că a deținut o funcție publică sau vine de mai demult? Nu știu, nu pot să spun. Pot doar, iarăși, să presupun, având în vedere o relație de prietenie care a avut ușor cu Gabi State. Și având în vedere că Anatol State este nașul de cununie al lui Iurie. Posibil că îl cunoștea de atunci, dar o relație mai aproape, sigur, așa tip de oameni începe să o aibă când ai o funcție. Că atunci când nu ai funcție, ei nu mai au nevoie de tine. Vreau să discutăm un pic și despre un alt episod trist pentru istoria recentă a Republicii Moldova, unul care ne-a făcut de râs în Europa și în lume, spălătoria rusească, modul în care 20 de miliarde, cel puțin, de dolari au tranzitat, nici nu știu cum să zic, sistemul bancar, sistemul judecătoresc Republica Moldova, cam tot ce înseamnă justiție și sistem bancar de Republica Moldova. Putea să se întâmple acest lucru fără ca să știe primele persoane în stat? Eu... Fără ca să știți dumneavoastră? Erați prim-ministru? După cum se vede, s-a putut. Cum e posibil? Nu am prea multe explicații, dar uitează că s-a putut. Având în vedere, în primul rând, că sistemul bancar funcționează nefiind în subordinea guvernului, și doi, ceea ce a stat la baza acestei spălătorii, deciziile instanțelor de judecată și acțiunile executorilor judecătorești, s-a aflat după. Deci nu au fost acte publice. Deci ele au ieșit la suprafață
după o perioadă de timp. Eu am aflat despre existența acestui fenomen, iarăși cât de straniu ar fi, nu de la SIS, nu de la alte instituții ale statului, de la BNM, spre exemplu, de la ambasadorul Statelor Unite ale Americii. El mi-a adus o notă informativă în care mi-a prezentat despre existența acestui fenomen. Anvergura, sigur, nu era cea care s-a atestat ulterior. Doar ca și fenomen, eu am adresat întrebările respective conform competențelor. Țin minte că am primit răspuns și pot face referință la unul sigur de la CNA sau era CCEC atunci, prin care mi s-a spus că sunt atestate asemenea transferuri, doar că ele sunt perfect legale, deci nu contravin normele legale. Bun. Dar încă o dată, anvergura n-a fost cunoscută. Despre anvergură s-a cunoscut deja ulterior. Putem acești bani să tranziteze așa pur și simplu în Republica Moldova? Mă refer, să zicem, niște oameni de afaceri din Federația Rusă. Aici trebuie să facem un disclaimer că noi nu știm proveniența banilor ăștia care au... Deci nu știm, sunt legali, nu sunt legali, știm că vin din Federația Rusă. Care este proveniența lor? Nu, dar ce au fost spălați înseamnă că au avut probleme. Spălătorie e termenul care l-a dat presa acestui fenomen. Bănuiesc că pe bună dreptate. Apropiat de adevăr. Da, da. Dar așteptăm să vedem cineva să ne spună ce proveniență au banii ăștia. Dar putea să vină cineva din Federația Rusă să se înțeleagă cu niște judecători din Republica Moldova, să se înțeleagă cu niște executori judecătorești, să se înțeleagă cu niște bănci, să treacă banii ăștia, să-i plece, să-i primble pe Moldova, fără ca instituțiile de stat să știe despre acest lucru și fără ca oamenii care dețin control asupra acestor instituții să știe sau să permită acest lucru. Nu, acest lucru nu a fost posibil. Eu sunt convins că atât în Federația Rusă lucrul ăsta nu a fost posibil fără cunoștința sau cunoașterea, aprobarea a serviciilor speciale și anumitor factori decizionali din sistemul bancar sau, mai bine spus, Banca Națională. Iar în Republica Moldova acest lucru nu avea cum să se întâmple decât cu aprobarea tacită a celor care aveau acces la informația despre circulația banilor în general, dar în cazul dat a transferurilor respective valutare. Și aici este vorba, în primul rând, sigur, de Banca Națională și de Centrul Național Anticorupție, prin, mă refer aici mai degrabă la acea subdiviziune care are în gestiune prevenirea și combaterea spălării banilor. Da. Deci nu, efectiv, miliarde de dolari nu puteau trece prin sistemul bancar, fără ca el să fie văzut, acest circuit, și cel puțin întrebat ce se întâmplă sau clarificat. Mihai Goffman, cu siguranță vă este cunoscut numele. Numele, da. Da. Noi nu știm care parte a declarațiilor dumnealui sunt adevărate, pentru că dumnealui mai întâi a făcut anumite declarații, după care s-a dezis de ele și a făcut cu totul altele. Nu o să mă mire dacă o să fac și pe a treilea. Da, nici eu n-am să mă mir deja, dar la un moment dat zicea că el a sesizat guvernul despre aceste tranzacții care au loc, despre aceste, acești bani care au tranzitat spațiul moldovenesc. Eu când aud persoane cum ar fi acest Goffman, care au funcții care presupune acțiune, nu informare. Eu ultima perioadă tot aud că noi am informat, deci instituțiile în care au activat acești oameni presupune acțiune. El nu trebuie să informeze pe nimeni, el trebuie să blocheze banii respectivi și să verifice legalitatea lor, în primul rând. Ce ține de informare, repet, eu, poate și-a informat pe cineva, eu am fost informat straniu, dar de către ambasadorul Statelor Unite ale Americii. Iar răspunsul care l-am primit, că este legal, deci noi nu putem interveni pentru că este o procedură, adică este legal. Cu cine credeți că a avut înțelegere în Republica Moldova cea din Rusia pentru ca să poată organiza spălătorii? Eu ar trebui să presupun în cazul dat, dar cred că răspunsurile sunt la suprafață.
uitându-ne la instituțiile bancare care au fost implicate în această spălătorie. Deci mi-e vine foarte greu să cred că fără cunoașterea și fără aprobarea proprietarilor s-ar fi putut face acest lucru. Doi, fără acceptul Băncii Naționale și a Centrului Național Anticorupție. A fost, din punctul meu de vedere, imposibil să fie realizat acest lucru. Și, desigur, fără ca să fie existat acele vestite decizii ale judecătorilor de pe la Cahul, Comrat și numai nu știu pe unde, cu sutele și sutele de milioane de dolari în baza actelor. Am să vă dezamăgesc, cele mai multe în Chișinău au fost. Vedeți cât de stradă n-ar fi, dar Chișinău nu mă miră așa de tare, dar în momentul în care o judecătorie din, într-un raion, cum ar fi Telenești, o dimensiune, o cunoașteți, reglementează o tranzacție de câteva sute de milioane de dolari. Eu nu știu dacă exact e suma asta. Am dat un exemplu, fără supărare pentru cineva. Sunt sute de milioane de dolari, da. Dar, proporțional vorbind, evident că fără aceste decizii nu a fost posibil. Cum au fost adoptate aceste decizii? De ce judecătorii și executorii judecătorești au aprobat aceste decizii? Probabil trebuie să spună ei. Totodată vreau să vă spun că pe unii din acești judecători eu i-am văzut. Aici? Mai bine spus, le-am văzut ochii. Aici, în penitenciarul numărul 13. Nu s-au reținut mult, o mână spală pe alta, lucrează foarte bine, sistemul s-a autoprotejat, dar eu cred că aici ei sunt obligați chiar să spună cine, cum au organizat această procedură, pentru că dacă ar fi fost o decizie, presupunem că a luat o decizie în baza conștiinței proprii, intimii convingeri, dar în momentul în care lucrurile s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat, se vede clar că era o acțiune organizată, cu scopuri bine determinate și contabilizată în același timp la nivel de implementare. Iar tot a început din guvern, domnul Filat. Eu n-am să mă refer la dumneavoastră pentru că... Ați făcut o afirmație atât de directă încât... Nu. De ce zic că s-a pornit din guvern? Pentru că s-a pornit la Ministerul Justiției. Uh-huh. La o modificare care a fost făcută de către Ministerul Justiției. Prin care a fost anulată, sau nu anulată, ea a fost tocmai că reglementată foarte strict taxa. Plafonată taxa. Am citit și ăla. Nu se știe dacă această spălătorie ar fi avut loc dacă nu era făcută această modificare în legislație care le-a permis să economisească celor care au spălat banii vreo 800 de milioane de dolari. Mai bine spus, nu ar fi fost posibilă, pentru că nu ar mai fi fost interesantă sub aspect economic. Da. Da. Deci era nevoie să se facă niște ajustări în legislație pentru ca... Și nu cred că doar plafonarea taxei, dar asta a fost de bază. Da, acolo au fost făcute mai multe lucruri, dar dacă e să vorbim despre valoarea în bani acestor modificări, asta a fost cea mai importantă. Domnul Alexandru Tănase niciodată nu a explicat ce a fost cu asta, dar întotdeauna a reacționat foarte bolnăvicios la aceste acuzații legate de faptul că dumnealui a promovat această modificare legislativă. A fost sau nu implicat din punctul dumneavoastră de vedere? Nu pot să mă pronunț. Doar că asemenea modificări, așa dintr-o pornire, vorba e patriotică, nu pot avea loc. Și evident, dacă nu ar fi fost acea modificare de lege, această spălătorie sau acest tranzit de bani prin Republica Moldova nu ar mai fi fost interesant din punct de vedere economic. Prea mari costurile au fost. Ar fi fost. Dar dumnealui este foarte vocal, poate explica orice. Mai puțin pe ce subiect. Nu, eu cred că dacă începem să vorbim, trebuie să vorbim toți. Da, știți cumva despre relații, nu știu, mai speciale, nu știu cum să le numesc altfel, dintre dumnealui și Vyacheslav Platon? Ceea ce știu că ei se cunoșteau foarte bine.
Ce înseamnă se cunoșteau foarte bine? Înseamnă că ei comunicau. Eu cu Veselav Platon nu comunicam. Asta vă spun cu certitudine. Dânsul comunica cu Veselav Platon. Poate comunica pentru că îi sperea o persoană inteligentă, care interesantă. Poate. Eu doar spun că avea o comunicare. Mai mult de atât nu știu. Ce măsură credeți că v-a schimbat această perioadă de timp? Caracterul? Prioritățile? Tot. Eu pot spun că tot. Care sunt prioritățile dumneavoastră acum? În primul rând, eu nu mai gândesc în termen scurt. La mine gândurile sunt în timp. Și ceea ce am eu ca prioritate vizează eliberarea mea. Eu încerc să nu gândesc ceva... Bun, după eliberare știu, pasul următor este reabilitarea. Numele pe care îl port nu este doar al meu. Este al copiilor mei, este al părinților mei. Cu siguranță, cu ceea ce urmează să mă ocup, mă voi ocupa deja vând cu totul și cu totul altă abordare. Politica se regăsește pentru lucrurile pe care îți vrea să le faceți? Nu cred. În modul direct, nu, dar aș vrea ca experiența și cunoștințele mele în acest domeniu să poată fi utile pentru cei care ar dori. În ce mod? Consultare politică, dacă cineva ar dori, nici într-un caz impusă. Dar categoric, încă o dată spun, cu ce urmează să mă ocup după, urmează să văd, dar abordarea va fi cu totul și cu totul altă. Dacă v-a plăcut, nu că a fost pe aici, la dumneavoastră? El aici nu a fost, însă eu am avut o singură întâlnire cu el, din momentul arestării mele. S-a întâmplat pe data de 19 decembrie 2015, pe la orele 4, probabil, seara, m-am anunțat că sunt transferat la CNA. De aici ați fost transferat la CNA? Nu, n-am fost. M-au anunțat că sunt transferat la CNA. Eu mi-am luat toate lucrurile, tigaie, ceaun, ce mai avem pe aici, și mergem la CNA. Am ajuns la CNA, ca de obicei, scoaterea șiretului. Haideți să vă spun așa cum este. Umilința a fost cu vârf și îndesat. Și-au avut grijă să se întâmple lucrul ăsta tot timpul. Am ajuns în celulă, după care, probabil ora 11 seara, sau după 11 seara, a venit un ofițer. Eu, dacă l-aș vedea, îl pot identifica. Și mi-a spus că urmează trebuie să-l urmez. Am întrebat unde și mi s-a spus, urmați-mă, vă rog, fără explicațiile, direct, în plus. Am urcat la etajul 4, am intrat într-un birou în care era procurorul interimar anticorupție, Popenco. Este persoana care, de fapt, a reușit o performanță inegalabilă. Ca în două zile, denunțul ăla enorm al ușor, celelalte audieri care le-a făcut el acasă, al lui Leanc, al ușor la birou și așa mai departe. Țineți minte actele? Da, da. Păi el a fost în stare să analizeze tot volumul de informații și să îi pregătească demersul pentru scoaterea imunității mele după două zile. Deci în două zile ei au stabilit că sunt probe incontestabile pentru ca eu să, ca mie să-mi fie scoasă imunitate ilegală, apropo, să fiu arestat și tot așa mai departe. Ne-am salutat, n-a evitat să iau loc, cred că nici n-am vorbit câteva propoziții și a spus că urmează să vină cineva. A ieșit și după o scurtă perioadă de timp a intrat Plahotniuc, după el, ca și umbră, Costea Botnar, cu borsetca, evident, s-a uitat să vadă dacă totul e în regulă în birou. Dânsul a arătat cu gestul lui
să rămânem singuri. Nu o să pusesc ce gânduri îmi vineau mie în cap atunci când am rămas eu cu el într-un birou singur. Eu eram fără șireturi, este adevărat. Bun, ce? Puteți aștepta să vă... Nu mă întrebați. Am spus că nu să vă răspund. Aveam eu gânduri interesante. Am avut o discuție, nu aș putea spune scurtă, dar nici nu una foarte lungă. El m-a întrebat dacă am solicitat întrevederea. Eu i-am spus că eu nu am solicitat întrevederea, cu toate că ulterior, a trecut deja o perioadă de timp, am înțeles că de fapt a venit bazându-se, a folosit la motiv de fapt, o discuție a mea transmisă iarăși prin avocat cu o persoană, nu vreau să implic, să nu-mi solicitați mai vă rog frumos, că nu-i corect, n-am permisiunea dânsului, că trebuie de făcut ceva. Și eu, în discuția respectivă, verbală, deci eu transmiteam prin avocat, primeam. Acum, ce se transmitea și ce primeam, rămâne de văzut. Și am spus, eu, printre altele, am spus că eu vreau să clarific situația respectivă. Și ala a transmis ulterior că, băi, du-te și te clarifică cu omul, până la urmă ați lucrat împreună. Însă eu solicitare expresă nu am făcut. Dacă făceam, vă spuneam, am rugat să vină sau am solicitat să vină și așa mai departe. Eu l-am întrebat de ce a făcut ceea ce a făcut. El doar știa ce a făcut. Toată furcăria asta cu 250 de milioane și așa mai departe a reprezentat show mediatic și motiv de a fi înlăturat. Eu atunci încă nu știam despre deal-ul care l-a avut, l-a avea deja cu comuniștii și cu pile de miști care au votat ulterior. Răspunsul lui a fost unul așa foarte sec, pentru că dacă nu făceam eu, făceai tu. Zic, cum? Puteam să o fac eu? Procuratura ta, justiția ta și tot așa mai departe și având tu deja toate metodele la îndemână. După care a spus că nu am fost ok corect în relațiile cu el și anume mitingul de 6 septembrie a PPDA-ului, a platformei de altfel. El considera că am participat și la organizarea acestui meeting, având la bază faptul că jumătate din participanți erau pile de miști. Eu asta știam, doar că spun acum și o spun clar că nu am avut absolut nimic cu acele meeting-uri și nu am avut absolut nimic cu platforma, dar și regret acest lucru. Poate că dacă aveam comunicare, se întâmplau anumite lucruri. Mai mult ca atât, pe data de 6 septembrie, eu m-am oprit la un anumit moment dat. Dacă vreți, în fața mea, având o bifurcație. Una, să merg la Creuleni, aveam o acțiune planificată acolo, și a doua, să merg în Piața Mare Internațională, să vorbesc în fața mulțimii, să cer permisiune, să vorbesc anumite lucruri. Anumite lucruri. Să spun ce cred eu și ce trebuie de făcut. Și că de obicei am telefonat prietenii mei din afară și mi s-a spus că problemele care sunt în Republica Moldova trebuie să fie rezolvate politic. Voi sunteți politicieni, sunteți la guvernare și trebuie să rezolvați problema politic. Pentru că îți mergi la ușa pe tribună și așa mai departe, ar fi un fel de... Acum, mă dor când îl pui, sigur că la Creuleni putem să mă duc eu și altă dată. Dacă mă duceam în piață, nu doar soarta mea, multe lucruri putea să fie schimbate. Și al doilea motiv, mai nou, de ce a făcut el lucrul ăsta, sigur că au fost motive. Că am fost implicat în punerea celor corturi de către Petrenco lângă casa lui. Și ca argument de ce eu am fost implicat în asta, pentru că a fost observat Pistrinciuc vorbind cu Petrenco. Deci lucruri din astea, de oameni sociopați, știți? Era evident că orice argumentare în plus era... Orice argumentare era în plus. Însă eu i-am spus care-i scopul lui. Și așa cum am vorbit la tribuna Parlamentului, i-am spus și dânsul ce cred eu că se va întâmpla mai departe. Și asta s-a întâmplat.
După care noi nu ne-am văzut, dar am avut comunicare telefonică periodic cu dânsul, dar să nu vă imaginați că se întâmpla în fiecare zi, a fost... El telefona sau cum se întâmpla? Eu nu aveam cum să telefonez, pentru că eu, dacă ar vedea acum un telefon mobil, mi s-ar părea că văd o navă cosmică. Vedeți, v-am întrebat ce v-a lipsit foarte... Nu glumiți. Nu, eu n-am glumit, dar chiar așa. Bun. Nu să v-ați referit la lucruri serioase. Da. Faptul că eu o perioadă de timp căutam cu mâinile telefoanele pe pată, asta nu înseamnă că asta mi-a lipsit foarte mult. Comunicarea m-a lipsit, dar nu telefoanele. De ce că sună la hotline? Păi haideți, până la de ce, cum? Că asta e important, cum? Că m-ați întrebat cine-i telefona. Da. Și am spus că eu nu aveam cum, pentru că n-am avut cum. Ar fost interesant să vedeți condițiile de tensie care le aveam și modul în care eram păzit. La mine până acum este o la ușă pe care se dă mâncare, știi? La mine e sudat cu armatură din asta, cum se spune. Și, bun, mai sunt și alții, dar ca idee. Vine o persoană care, de regulă, mă invita în sala sportivă. Deținut sau angajat? E deținut. Deținuții nu împlă din celulă în celulă, mascați și așa mai departe. Venea o persoană din conducerea DIP-ului. DIP-ului. Uh-huh. Departamentul Instituției Penitenciare. Acum se cheamă Anetle, da? Da. Și în sala sportivă îmi transmitea, forma numărul, deci eu nici nu puteam să formez numărul, îmi forma numărul și îmi transmitea și comunicam. Deci prima comunicare care am avut-o telefonică a început atunci când a anunțat intenția de a deveni prim-ministru. El s-a consultat cu dumneavoastră sau v-a dus la cunoștință? Cum a glumit sau... Nu, eu sunt curioasă să aflu de ce ar fi spunat. Păi vă spun, da. Motivul a fost... Trebuie să-i conving pe cei din PLDM să accepte să comunice cu PD-ul, fiindcă altfel vor ajunge în opoziție. Ei, mi se pare că a fost un, dacă pornim de aici doar, a fost un motiv așa destul de nobil. Că el oricum va face coaliție și vor rămâne în opoziție și tot așa mai departe și tot așa mai departe. După care a mai fost o discuție. Trebuie să știți că eu nu am comunicat telefonic cu niciunul din cei care au votat pentru guvern, dar mi s-a permis să vorbesc cu doamna Palihovici, cu Pistrinciuc, cu Copsa, cu Grama, am mai vorbit cu cine, cu Victor Roșca am vorbit, doar că am vorbit la nivel de care e situația, ce faceți. Și o ultimă discuție care am avut-o cu Vadim Pistrinciuc, deci lucrurile sunt ușor de confirmat, v-am spus persoanele cu care am vorbit. Ultima discuție care am avut-o a fost cu Pistrinciuc, care i-am spus să meargă în Consiliul Politic, a fost scos din Consiliul Politic, și să-i explice că dacă ei nu găsesc un compromis, dar deja eu știam că sunt 7 sau 8 PLD-miști și 14 comuniști care sunt deja în dispozitivul dânsului, lui ca să facă guvernare. Atunci vor rămâne în afara guvernării și este important, cel puțin, să nu pun în cărca lor rămânerea în opoziție, să încerce. Pentru că, dacă țineți minte, PLD-ul era foarte principal pe poziția de prim-ministru. Și atunci să accepte funcția de speaker, cel puțin, să nu ofere motivul că e ieșit din alianță și să aibă posibilitatea cât de cât să intervin. Și asta a fost nu din cauza că am vorbit cu el, chiar a fost înțelegerea mea sinceră. Mai mult ca atât, o să vă spun ceva care poate să vă mire, eu am considerat, în acest sens am scris și o scrisoare lui Timofte, am considerat și acum consider că Plahotniuc trebuia să devină prim-ministru atunci. În 2016? Sigur. Pentru că dacă el devenea prim-ministru atunci, epoca sau cum etapa Plahotniuc în viața modernă, istoria modernă Republicii Moldova, se termina mult mai repede. Înțelegeți, întunericul se simte bine în întuneric.
dar pentru ca să scapi din întuneric trebuie să-l scoți la lumină. El urma să fie scos și asta a fost și vă spun că rămâne convingerea mea că el trebuia să fie lăsat să ocupe funcția respectivă și tot ceea ce se întâmpla în Republica Moldova să răspundă. Cea mai mare greșeală pe care ați comis? Uf, cea mai mare trădare? Eu sunt sigur că dumneavoastră v-ați gândit la asta. Nu pot să răspund la această întrebare. Eu cred că nimeni dintre noi nu poate să dea un răspuns univoc întrebare. Fiindcă dacă o să mă întrebați astăzi, pot să vă dau un răspuns. O să mă întrebați peste o perioadă timp, pot să vă dau alt răspuns. Bun, eu cred că dumneavoastră s-a analizat de multe ori lucrul, filmul evenimentelor, ce și cum s-a întâmplat. Și cred cu siguranță că v-ați gândit la faptul că dacă, iată, la această răscruce aș fi ales această cale, toate lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat. Dacă insiști să spun totuși ce acum eu consider, este totuși anul 2013, când nu am mers în alegeri anticipate. Și vă spun de ce. Nu din cauza că eu mi-am pierdut calitatea de prim-ministru sau alte lucruri, doar că ce urma să fie ca rezultat a unei expresii în urma unui vot popular. Înțelegeți? Comuniștii luau majoritate. Înseamnă că eram în opoziție. Comuniștii aveau mandat de la oameni să guverneze. Noi primeam puterea. Guvernam în baza. Dar cu certitudine, după alegerile eventuale anticipate în 2013, nici liberalii și nici democrații nu se mai regăseau în Parlament. Dar, sigur, eu am făcut greșeli care țin de viața mea personală, despre care, mă scuzați, eu deja mi-am vorbit mie de atâtea ori și când m-ați întrebat că nu aveți pe nimeni pică sau ceva de genul ăsta, lucrurile au decurs în două etape. Prima etapă am parcursul mai ușor, atunci când m-am eliberat și nu aveam în suflet niciun fel de supărare sau dorință de răzbunare, și a urmat etapa cea mai grea, atunci când trebuia să mă împac cu mine însumi. Să este cea mai grea etapă și pe care am parcurs-o cu dureri profunde. Și acum pot să spun, cu toate greșelile pe care le-am făcut, m-am împăcat și cu mine însumi. Dar ce vă reproșați? Sunt multe. Sunt multe și mi le-am spus mie. Mi le-am reproșat, mi le-am spus, mi le-am plâns. Să știți că asta s-a întâmplat. Dar asta a fost. Deja a fost.